unde acum guvernul era baraj de miliție, că era pe vremea aia, înțelegi? Așa. Și m-a văzut, dar și spune, nu te du încolo. Eu, tupeul meu și maturile, du-te mă, slobos de aici, nu mă duc eu de aici, nu știu ce. Gaburul și becher, ia du-te mă, fraiere. Și când am ajuns la Romană, când au fost de mașină cu 1 BT cifre, au început să sară, să tragă de mașină, înțelegi? Și eu am prezent în spirit și cum am fost leproviat, treacă, aveam barbă, aveam brăcă, pantalon scurs, cu aia mi-a făcut, băi, tu în gură, le-am luat mașina, să-i omorâm, să-i facem, da, bă, bine că e la mașina, bine că e făcut. Am dat-o după gol și am scos numele, am spus lui nevastă, vezi că dă numele jos, că nu e de bine. Gata, domnule, am reușit. Băi, omorât cu tehnologia, să-mi bag pula. Nimic nu știu, să-mi bag pula mama. Dar știi că ești în record acum, da? Deci, pe lângă faptul că a bușbuit Serghei până ne-am învârtit aici... Dar asta e, nu știu cum... Ți-am spus că la mine mă iau aia cu... Eu am înțeles. Deci, n-ai nicio treabă cu tehnologie. Nu. Și ți-ai făcut canal de YouTube. Nu eu. Nu mă ocup eu, nu că nu am făcut eu. Lasă-l, dracu, de telefon aici. Sau sună direct, mai. Ce n-ai, bă? Păi gata, acum că m-am chinuit să caut numărul. Așa, l-ai găsit? Am găsit. Și acum, dacă vrea să vadă, unde te vede? Păi, la mine pe canal, las că zic. Păi cum îi spun acum? Happy Fish, dar nu e live. A, tu nu e live? Nu e live. Noi tragem acum și postăm mai încolo, peste o săptămână. A, da, două. Stai puțin, dar eu am crezut că e live. Nu e live, tată. De ce? Pentru că nu le fac live pe astea. Am înțeles. Vezi că eu sunt la un studio și noi scriem acolo cu 18 ani? Noi scriem acolo că cum, plus 18 ani? Deci după babuia să vorbească, că el știe toate astea și vorbește el direct. De ce? Pe de-aia ne amendează. Stai că-ți dau pe cineva să vorbești și întreabă toate astea. Da. Ce, pe ei în jur aici fac și nu oprește nimeni. A, deci știi despre ce e vorba și atunci? Bine, deci... De ce nu scriem și noi plus minus 18 ani sau cum? A, și că la astea nu poți folosi reclamele astea care cu jurături. De ce nu folosești? Și că au și reclame. Vezi, avem dacă... și reclame, măi, Serghi. Hai bine, ești încăpățânată, bine, hai, pa, vorbim acasă. Bă, deci ăsta e cel mai bun început de podcast. Eu nu tai asta, o las. Nu tai, tată, nimic. Dă-mi foc, dă-mi o brichetă. Hai că stau. Ia și scrumieră. Hoba! Gata, bă, Serghei. N-a cadat Dumnezeu și ne-am întâlnit și oficial. Să ne mai întâlnim, dracu, numai în parchet, în parcări de moluri. Ia de aici. Așa. Ca să vă explic clar. Ne-am întâlnit nu în parcări de moluri, la terasă. La terasă, la un blan cu gălețile de KFC după noi. Păi acum, oricum, cred că mai ne putem întâlni, că nu ne mai dau ăștia cu vaccinurile cu astea. Chiar, pe tine te deranjează treaba asta cu ora 6, cu pizda măsii? Și cum să nu fiu eu prima oară, n-am făcut părnaie, că eu am 68 de ani, aveam voie să zic doar 2 ore pe zi. Când ai făcut părnaie, mă, exact? Păi nu-i părnaie, ești la semiliber dacă ieșeam doar 2 ore pe zi. Eu după lege, la primul nămol din ăsta, când ne-am luat, aveam voie să ies între 2 și 4. Cam zici peste 68 de ani. Armată, cum ar veni? Nu, dom'le, acum că n-am avut în prima oară închiși. Așa. Peste 66 de ani n-ai voie decât 2 ore pe zi. N-aveam voie. Mamă, da, stai că eu nu știam. Pi? Stai, adică uitasem de chestia asta. Eu atât aveam voie. Vaccin ai făcut astea? Nu. Dar până la urmă eu zic că facem toți. Dar mă călcam pe nervi, că bă, pot să țin cont dacă ăla e bătrân. Aia, dar eu merg, fac, adică ce arăt, 68 de ani, executați. Păi, nu prea. Luați recurs. Înțelegi? Și o nebunie, cu mustăți, cu bărbi, cu aia întins pe jos, prin mașini, cu aia circulat în continuu. Deci te deranjează treaba asta. Păi cum să te mă țină în casă? Ești nebun? Dacă stau în casă, eu dau un fiert. De citit nu citesc, de scris nu scriu, ce să fac în casă? Hai de capul meu. Să joc barbu singur.
Cred că v-ați dat seama că invitatul de azi e Serghei Mizil, care mie mi se pare un mare personaj. M-am întâlnit de puține ori cu el și ultima oară când m-am întâlnit, am mitraliat 2 ore în continuu povești în mine. Și la un moment dat m-a apucase pe mine probitatea jurnalistică să verific, zic, bă, câtă vrăjeală bagă Serghei sau nu. Și am început să întreb, pân stânga, pân dreapta, pe unde, că știi că mai știi și noi oameni pe dedesubt. Da. Și avem destul de mulți prieteni în comun așa. Dă prin politică și de-aia nu vreau să dau nume, că e mai complicat acolo. Și, băi, toți mi-au zis, bă, vezi că Serghei, deși pare că delirează, nu prea știe prostii. Nu, le-am făcut, am dovezi, am acte, actele vorbește cu mine. Bă, hai să o luăm de la început, pentru că nu vreau să fie neapărat circ podcastul ăsta, deși lumea să așteaptă la asta. O să transform în circ, că nu poți să mă abțin, nici eu, nici tu, că suntem două panarame. Asta trebuie să fie, asta e știută. Dar la tine, taică-tu a fost o figură foarte importantă în comunismul din România, mai ales că a prins ambele regimuri. Și la ce i-a folosit? Da, domnule, sigur, așa e. Deci el a fost, în primul rând, că toată lumea nu mă crede, deci noi suntem din familie de moșeri. Așa. Înțelegi? Tu ai fost înfiat până într-un an, ca să o lămurim. Cum? Eu așa am citit. Că eu ce? Așa știu, că ai fost înfiat până într-un an. Nu, domnule, nu sunt eu ăla, ăia sunt alții. Ok, bun. Deci, deci suntem trei originali, care semnăm toți și cu mama și cu... Păi dacă vezi pe mama, sunt mama te... Și trei înfiați. Ok. Tu faci parte din aia originali. Din originali. Dar la noi nu s-a ținut cont de înfiat sau neoriginal sau neoriginal. Asta e tare. Da, am crescut ca frații. Doi dintre ei s-au prăpădit, Dumnezeu să ierte, și mai am o soră care e în Austria. Așa. S-aude bine Serghei Baboiaș? Da, da, da. E ok. Bun. Și taică-tu, băi, taică-tu a fost foarte tare pe vremea lui Gheorghe Gheorgheu, deci stai așa Nu. Spre sfârșit? Spre sfârșit. Spre sfârșit. A avut și pe vremea lui ăla. Dar el a venit cu valul... Cu primul val de comunism al lui Ceaușescu. Nu cu primul, al lui Ceaușescu, da. Era, da. Așa. Nu mai era comunism. Erau mai între. Primul a fost pe timpul lui Gheorghiu, deci a fost când a fost, când erau rușii care au fost cu bolșevism, cu astea, cu nu știu, că ea, care țipă acum că împotriva comunismului, cum e renumitul Tismăneanu, care Tasu a venit pe tank și a adus bolșevismul și acum critică comuniștii, înțelegi, mai ales profesor din America. Așa, pe când ăștia au fost ăștia, adică, domnule, dacă vrei să, dacă e chestia, deci, din punctul meu de vedere, Ceaușescu a fost foarte inteligent în mișcarea aia. Deci el era antisovietic, că tot spune ăștia era cu rușii. Nu, el, cu rușii avea în sânge să bată. Și a adus o parte de intelectuali. Taică tu a fost unul din intelectuali aia feroce. Pe, toți erau, pe tata a fost la 20 ceva de ani, are 3 facultăți, era 20 ceva rector la facultate, la astea, la astea, la astea. Citea rapid, citea, să-ți fac o paranteză, eram la un meci noaptea, aveam o casă mare, că am recunosc Fotimă, aveam o casă pe Chiselef, nu, ca să vorbim, aveam de aia, sunt în corpul cu tare, în corpul cu tare, în corpul nămol, eu nu mergeam în parte, nu am mers niciodată. Și a venit și luată seara la mine și aveam paharul de vodcă și l-aveam în buzunar, la cămașă, că îmi cădea mâna, mă uitam, una cele mai mari colecții de cărți din România, adică mi-a spus oameni, bă, n-am văzut nici afară, n-am văzut așa cărți. Adică avea bolul cărții astea. Și vine la mine noaptea, era vreo noapte, și ce faci, domnule? Mă uit la televizor. Păi ce aici? Ce am paharul? Păi uite, bă, eu iau o carte că citeam în diagonală, nici acum nu știu. Citea și deducea, nu știu, știi vergele astea? Nu știu. Da, știu, știu. Păi citești tu așa? Eu nu. Eu citesc cu spatele, dacă vreau. Diagonalul. Și eu citesc cartea în câteva minute. Stai așa. Uite, iau barul de vodcă până îl duc aici la but. Și a plecat. Am zis fiecare cu tehnica lui. Înțelegi? Nu, no, taică tu a fost foarte tare. Da, dom'le, a fost considerat ideologul timpului atunci, în hus cum, hus bun, hus toate astea, înțelegi? Dar omul era cu deschidere, cu artă, colecționar de tablouri, de cărți, adică era altă vrăjeală. Și Ceaușescu a fost deștept că i-a adus, dar nu mai tata. Toți care au venit atunci, toți erau... Gheorghe Maurer. El rămăsese la Ceaușescu. A rămas la Ceaușescu. El rămăsese de la Gheorghe Iudeș. Maurer. Dar ușor, ușor a dat și pe ăla. A venit cu brigada aia, cu Trofin, cu Verdeț, cu Manea Mănescu, care... Asta vreau să zic, și Manea Mănescu, că... Da, erau profesori universitari, adică nu erau. După aia,
A și venit... nu dăștea cu plagiat ca acum. Nu, deci domnul, dar nici atunci, că după aia el a făcut o chestie. A venit și a început să-i curețe pe toți ăștia care mai erau, Gogu Rădulescu, profesor de matematică. Adică erau oameni cu carte cu astea și după aia a început să aducă pe ăștia mai iesmeni, mai trompete spre final. Dar când s-a întâmplat chestia asta? Adică ce crezi că l-a scurcircuitat la cap pe Ceaușescu? Vizitele alea până Coreea? Dom'le, și aia l-au schimbat puțin, dar omul avea niște ambiții, dar atunci eu le consideram cam idioate sau asta. Dacă stau să văd acum că ăla a făcut o țară foarte puternică, ăla a condus lumea la un moment dat, dom'le. Degeaba mănâncă ăștia căcat și povestea cu analfabet. N-a fost niciodată analfabet. Omul a avut Academia Frunze, făcută la ruși. Omul era general. De cine zice acum? De Ceaușescu. Așa. Că spuneau că are 4 clase. Nu. În primul rând că trebuia să înveți rusa ca să faci Academia la ruși, când vorba ei în românește. Când a făcut Academia la ruși? El intră în aia, să vezi, el a venit, când a venit prima oară, el era general de armată, el este fondatorul clubului CC Armate. Că de-aia era cu steaua și Valentin era cu steaua. Nu știe nimeni toată asta, pentru că toată lumea nu o spune. El pronunță aia cu fluturile și aia nu că nu știa să spună. El avea un defect la gât. Că era să rămână mut. Doctorul Schechter, care ești, în fine, o altă combinație. Dar gândește-te că, practic, tot spionajul se făcea prin noi, avea deschiderea cea mai mare și a făcut n-au vândut ăștia în 30 de ani ce a făcut ăla nene, fără cate din cap. Făceam absolut aproape tot. Nu mi-am dat seama, atunci nu mi-am dat seama, dar când m-am luat și cu Diaconescu și cu ăștia la emisiunea asta, stai mă puțin că la făcea aia, eram numărul unu în exploatările petroliere. Toate țările arabe făceau cu ale noastre, aveam platforme, aveam șantiere navale, câte aveam, făceam motoare roz de avion, făceam... Schimburile alea cu Rusia. Păi nu, că nu făceam... Nu schimburi cu Rusia, cu Libia, stai așa, trimiteam oameni în Libia. Dar nu în Libia, în toate țările arabe, nu făcea el totul. Nu era aici, și Arafat, nu stătea toată lumea aici. Ai văzut că a spus acum Carter că pacea care a fost făcută atunci între arabi și izraeli a spus la televizor, a fost orchestrată și prin Nicolae Ceaușescu. Că avea o deschidere mare. Înțeles? Și a avut o chestie să facă, să industrializeze țara. Și mai avut o chestie deșteaptă. Făcea în zonele defavorizate. Adică îl împrăștea în toată țara, nu cum e acum. Galațiu era subțire, facem combinat, ăla acolo, facem aia, acolo, facem aia. Și vezi că toată lumea a terminat toată chestia asta și tot s-a dus dracu. Făceam diamante sintetice, dar ce eram locul 3 la flote, la pescadoare, nu mai avem două bărci cu lopețe care răstrău, nu avem absolut nimic. Adică, nu că sunt nostalgic, eu am avut problemele mele personale cu el, care, dacă stau să mă gândesc o chestie normală, era normal să se iacă de mine la ce făceam. Că nu era logic să facă cine... Adică dacă aș face acum, dacă, să spun că aș fi băiatul acum lui Mutu ăsta, lui Iohannis și făceam ce făceam așa, rupeam pârna aia, nu există. Sau afară. O să vreau să intrăm și în discuția aia. Intrăm în toate discuțiile. Dar până atunci, tai că tu i-a căzut în disgrație la un moment dat. Tai că tu din anii 80 a început să nu prea mai existe ca entitate politică. Nu, păi nu, tocmai asta a fost, că niciodată nu l-a ars. Adică l-a dat la o parte din... În primul rând că a luat numele public, că noi în acte eram Niculescu Mitil tot timpul. Da. Nu mai spunea. Aia a fost datorită Chinei. Ce? Păi tata mergea afară, tătea tot timpul la chinezi, la arab, la vietnamezi, la astea, și tata a contribuit și cu Ceaușescu, bineînțeles, să intre China în ONU și toate alea. Și tata, mergând de foarte mult acolo, când a venit Mao Zedong aici la Oasea, era o poză mare cu el, cu tata, și Ceaușescu mai mic, și așa, a zis, fără mizil, lasă doar așa. Luase un avânt mai mare. Îl chemau în toate țările să-l întrebe, nămoalele, ce făceau ea pe acolo. Înțelegi? Dar niciodată nu i-au luat funcțiile. Tu zici de perioada în care a fost ministru de externe. Tata n-a fost niciodată ministru de externe. Tata în perioada era secretar al comitetului, era al doilea după Ceaușescu. Era Ceaușescu prim secretar. Așa. Și tata era secretar al comitetului cu organizatorii, cu... Nu mă ce ce al PCR. Da, adică era al doilea cum ar veni după ăla. Era cu relațiile externe, cu organizații. De-aia țineam în minte că s-a ocupat de relații externe. Eu tot timpul am avut în cap că a fost ministru de externe. Nu, moment, niciodată. Greșit. Bun. A fost ministru de finanțe și ministrul învățământului.
Dar îl lăsam funcțiile alea, adică lăsam biroul politic executiv unde aveai drepturile practic și avantajele. Casă, mașină, vilă la Snagov, vilă la mare, vilă la munte și toate astea. Alea erau toate pe protocol de stat. Nu, se plătea, dar se plătea subțirii mei, să zic așa. Adică erau avantaje. O perioadă, că spre final le-a tăiat și pe astea. Adică plăteai. Dacă aveai Steaua Republicii, erai scutit, niște... Nu mă pricep așa bine, că eu n-am fost nici măcar... Am fost puțin pionier și s-a închis. N-am avut activitate. Uite, la ce vârstă te-a prins Revoluția, în 89, cât aveai? Eram bătrân, tipi, dacă acum am 68, fă un calcul. Minus 45 aveai, 20... Care e 45? 30, minus 45 de Revoluție. 30 de la Revoluție, scuze. Era și aveam 38. 38 de cotolan, da. Eram bun. Bine pregătit. Băi, bine pregătit. Asta e vorba lui Serghei, ca să o lămurim. Asta cu sunt bine pregătit, asta e vorba lui. Și când vine vorba de băut... Și ce a făcut? I-a ținut pe ăștia până la puterea și după a început să-i împrăștie. Scandalurile au fost pe cultul personalității, pe complet alte chestii, adică... A avut influență Elena Ceaușescu? 100%. Că de la un punct încolo, citind inclusiv cărțile Lavinei Betea și tot stând eu așa și studiind un picuț... Să știi că Lavinia Betea e destul de... s-a documentat. Da, nu, da, 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 da. Nu în toate, pentru că o mare parte din oamenii au mâncat mult căcat despre... perioada respectivă, nu vreau să mai dau nume că m-am certat cu foarte multă lume și cu astea, adică că veneau și că îl certau pe Ceaușescu și scriau că ieri făcea, nu, le intra chiloții în cur când veneau pe Ceaușescu. Deci e o vrăjeală totală, nene. Deci toată lumea nu mișca. Era semizeu așa, Ceaușescu. Spre final, da, își făcuse astea și da, s-a avut și greșeala lui din punctul meu de vedere, pentru că a crezut foarte mult și în sistem și în securitate și în astea și care asta l-au doborât. Eu zic o chestie și asta e strict o părere personală. Mie mi se pare că a fost mare mizerie ce s-a întâmplat la Târgoviște atunci. Deci îmi pare rău că s-a curățat, că tot timpul am vrut și care vorbeam cu el, pe fratele lui Nicolae Ceaușescu, Ion Ceaușescu, care era un om deosebit. Și niște oameni foarte simpli, nu, dacă povestesc nu crede nimeni. Vrăjeala asta că aveau, n-avea absolut nimic. Au avut două cecuri de câte un milion. Căcat, aveam eu cu contrabanda mea, cu toate leprele mele, cu țigări, cu whisky și cu alea, aveam de 500 de ori mai mult decât el. Și cu casete, și cu toate alea, că făceam cu playere, contrabandă, cu playere, casete, mamă, cu casete făceam 4-5, da, și pe săptămână făceam din... Imprimam casete cu filme și le dădeam. Așa, ca să înțeleg... Madame Margareta Nistor și pentru voi lucra. Da, dom'le, cum spui, ea lucra, era șeful. E, și foarte mulți, că de la asta am pornit foarte mulți oameni care eu am avut încredere, oameni politici, bă, când le citești cărțile, cum îl certau și cum îl făceau și ce, așa, și că toată lumea zice că a vrut să omoare pe de... Că vorbeam și cu Ion și cu Nicu și cu aia, că vine Iliescu. Iliescu stătea cu mine în casă, eram prieten pe vremea aia, cu tata era frate, făceau revelioane, stăteau împreună, adică eram familie, cum ar fi, spuneam unchiu. Mi-a băgat unchiul pe la părâni, după aia n-a mai fost oameni. Aulă! Deci voi l-ați prins pe Iliescu la începutul carierei lui politice, care să zic. Da, dumneavoastră era cu tata prieten. Cum să spun, Iliescu era un om care avea o deschidere, adică mai spre... Vest un pic. Da, ca și tata, adică erau cu chestii mai libertine, cu alte chestii, cu alte... El după aia a avut... schimbarea, care bine, eu am părerea mea despre el, trădător, dar în fine, asta altă poveste. E, deci toată lumea știa că vine Iliescu. Asta voiam să te întreb. Și știa? E, cum nu să... Ceaușescu știa că dacă... Absolut. Păi dacă vorbeam cu frate și cu ăsta, că... Păi dacă urmărești când îl ține... că am uitat la toate astea așa pentru mine, că nu mă bag eu să scriu sau politică și astea. El și spune când stătea acolo pe câmp, a venit Iliescu? Deci să știa clar că Iliescu. El n-a putut, nu știu, aici nu am înțeles niciodată, bă, Ceaușescu, că era clar, era militarul, erau toți aia care erau clar de partea rușilor, ca și Iliescu de partea rușilor, poate să o dea el de îmbarci, că el de partea rușilor a venit toți aia, și nu mai a făcut niciun nimic. Deci Iliescu face parte dintr-un grup rusofil. Absolut. Facultatea la rușii. Așa.
hidrotehnică sau ce a făcut. Da, omul nu e prost. Dar gândește-te că toți care au venit pe stradă atunci, toți care au venit la Revoluție, toți au venit oamenii roșilor care au apărut. Militarul spune mie că a venit el îmbrăcat pe stradă în uniformă și cu aia aceea mă vine un coace. Pe de-aia lași că omorât pe Trosc acolo, au făcut crima aia împuțită și care nimeni nu mai spune absolut nimic. Pentru că Trosca l-avea, militarul și pe ăștia avea în filaj. Începe să mi se lege așa un picuț. Pe de-aia a chemat acolo, că el a chemat acolo și a tras în ei. Bă, trebuia împușcat Ceaușescu la Târgoviște sau nu? Dom'le, din punctul meu de vedere, nu trebuia împușcat pentru că prin împușcarea lui Ceaușescu nimeni n-a spus până acum și de-abia acum au început să spună ăștia, deci Ceaușescu n-a lăsat țara la zero. Ceaușescu a lăsat câteva miliarde. Pentru că vrea să facă, de-aia și l-au mierdit, vrea să facă FNI din asta, așa, pentru țele arabe la jumătate preț, adică cât de dau ăștia sunt de la jumătate. Da, știu proiectul. Păi și banii ăia unde sunt? Deci conturile alea din Elveția de care se tot vorbe. Deci conturile absolut n-a avut, Nicolae Ceaușescu n-a avut niciun cont personal în nicăieri afară. Asta pot să spun pentru că socră mi-a fost, a murit acum Dumnezeu să a fost generalul Gheorghe Marcu, dacă ai citit cartea lui Pacepa, juntul ăla, da, care el a avut toate conturile, absolut tot. Și am văzut inclusiv un interviu cu dumnealui și spunea exact la fel. Că... Păi, dar nu că spune, pe asta a fost. El la treia zi când a venit Iliescu s-au predat că, și acolo. Bă, ăla n-a fost prost. Dacă stau să mă uit în spate, așa, adică multe chestii le-a avut. Nu avea un singur om. El trebuia să fie trei. Și fiecare avea porțiunea lui. Adică să nu poată să facă vreun manevră să ia banii. Și toți banii erau statului român care i-a preluat guvernul care a venit. E simplă poveste. Și al doilea... S-a băgat mâna în banii pe care i-a pe unde pus sunt? Deoparte. Dar nu l-a pus deoparte, erau în bănci. Unde sunt? De-abia acum au început să spună ăștia, domnule, într-adevăr că erau, mai erau șcute, deci nu țara la zero. Deci a lăsat-se bani. Păi și ei unde s-au dus? Asta e una. Și a doua, dacă își dădea drumul la gură, pleca multă lume, domnule. Adică nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pentru că a venit eșalonul 2, au venit toți aia de afară, care toți erau plătiți de statul român, că nimeni nu spune că regele, mamă, regele. Regele avea 10.000 sau 15.000 pe lună de la statul român, ca să stea cu minte acolo, nu? Toată, cât a stat ăștia. Când a venit regele Mihai și l-a dat afară Iliescu, ți s-a părut o mizerie? Știi că nu l-a primit în țară. Dar, domnule, știu exact. Eu zic, din punctul meu de vedere, că a fost o mizerie. Că normal, dacă ăla putea să vină ca orice om, nu? Oricum era o vrăjeală că se răsturna. În primul rând că de la Revoluție, Revoluția a fost făcută de către servicii și de către asta, ce e foarte nasol sunt copiii care au murit și oamenii care au murit nevinovați. Înțelegi? Am înțeles. Pentru că am studiat toată chestia asta, pentru că totul a fost o manevră. Ăștia au tras din CC, au tras în muzeul de artă, sau și cior din niște tablouri aducea, și au tras în toate aia, ei stăteau la balcon cu reflectoare cu aia și CC-ul nu i-a atins cu un glonț, adică nu tăgeau nici cum stai la reflector, mai la stânga, mai la dreapta, coordonai tragerea și nu tăgea nimeni în tine. Morții de la care... M-au intrigat și pe mine, care au băgat prima oară de la Timișoara, erau morți dinainte, că s-a demonstrat că femeia e legată cu sârmă. Eu am toate astea în cap, că am fost și în toate procesele. Nu eu. A fost tata în procese, pentru că vezi că și aici, dacă faci o paranteză așa, totuși ce au crezut o parte din oamenii aia în ceea ce făceau și în chestia asta, că populația pe tata l-a pus în CPUN-ul ăla. Așa, da. Ministru. Și el a venit acasă și a zis, bă, nu stau. Și eu, îți dai seama, eu, latura mea, infractor, și asta chiar și povestește într-un interviu tata, că am venit și am spus, bă, dacă vrei te scot din țară și asta. Și a zis, nu, bă. Și mi-a explicat. Nu prea, eu n-am prea avut vorbe cu tata până la Revoluție. Că n-am ce vorbi. Eu ce puteam să-i spun? Jidvei? Budureasca? Tu ai avea alte griji în perioada. La ce să-i spun? Radeberg? La ce să-i spun? Cartea aia. E, și mi-a explicat, zi, bă, dacă eu rămân afară, că eu am zis, dacă pește leagă, Iliescu a legat în primul rând că pus de rușii, că tata a fost rău cu rușii.
Le cerea cloșca cu puii de aur, s-a retras, nu știți voi, sunteți mici, a fost singurul care... Eu știu povestea cu tezaurul. Nu, dar s-a retras din Ungaria la congres, s-a ridicat, a fost singurul la nivel de... ăla ce era, deci era de secretar, nu, de secretar, s-a ridicat și a părăsit conferința aia. A vrut să-l mierlească, în fine, o poveste mai lungă. E, tată, că e filmat ăsta, adică dacă cauți pe internet, vezi dacă asta. Dacă cauți pe internet, le cauți, dacă a fost singurul om care s-a retras, în fine. Stai și... să povestim exact contextul. Stai așa, nu are bort, două secunde. Și tata mea zice, bă, dacă eu rămân afară, istoria mă va cataloga ca un trădător. Și aveai dreptate. Și aveai dreptate. Nu pot, ăia sunt la pușcărie, eu sunt afară și să-mi fiu acum într-un regim care n-am ce căuta. Nu prea mă înțelegeam eu atunci, că ți-am spus eu, fiind latura asta mai așa, să facem aia, să facem... Vrei să spun că de... Eram în sală acolo și, dar vezi că lumea, cum să spun, lumea, oamenii au apreciat din sală. O mare parte dintre, nu mai dăm exemple dintre aia care acolo, eu am fost anticomunist, că eu n-am făcut, că am făcut, că nu știu ce, dictatorul, dictatoarea, și mie mi s-a părut, stai, dacă ai fost cu ăsta tovară și o viață întreagă, ce dictator? Dacă, înseamnă că ai fost cu dictatorul, nu? Și tata s-a ridicat și a zis, Elena și Nicolae Ceaușescu, ăia s-au uitat așa puțin și a zis, dom'le, am fost comunist și acum sunt socialist utopic. Eu nu prea știam ce e, l-am întrebat până cum e trebuie, socialist utopic, e de bine sau de rău? Băi, în principiu și Iliescu a avut, că a tot venit, a apărut în discuții, mai ales pe aici. Iliescu a zis că a fost anticomunist, a fost comunist, nu s-a dus, nu, s-a urcat pe tank de frică și a scos Partidul Comunist în ilegalitate, cum? Și el, tasul, a fost comunist, dar nu așa... Că știi adevărat. Că primul discurs al lui tot de socialismul utopic vorbea de fapt, cu socialismul cu față umană. Cu față umană, nu era, era asta, comunismul cu față umană. Comunismul cu față umană, ai dreptate, da. El așa a zis. Adică ei au crezut, părerea mea, cel mai mare rol, cel mai important rol la Revoluție l-au avut partidele istorice. Țărăniștii și liberali. Dacă nu apăreau și dacă nu era mișcarea atât de puternică, ei făceau un fel de perestroică. Asta era... filmul. Că de asta l-au și pus pe el. Deci stai așa un pic, că tu ce zici acum e grav tare. De acum, da, deci dacă nu l-aveam pe Rațiu și pe Coposu... Fără discuție. A fost presiune mare atunci. Făceam deci apărea perestroica în România. E cam asta, asta a fost. E crescut toți la ruși, dacă toți erau filoruși, ce vreau să facă? Deci e asta, vreau. Să făcuse că venise Gorbaciov cu aia, cu perestroica, cu comunist cu fața umană și cu toate treburile. Un rol foarte important l-au avut partidele istorice, pentru că a ieșit foarte multă lume atunci. Știi că au fost și șucrele, au adus muncitorii de la tot, pe aceleași teorii, pe aceleași chestii. Da, da, da. Și pe Iliescu atunci l-a ajutat foarte mult Dan Iosif, care a și rămas cu el. Că Dan Iosif a venit cu oameni, am stat toate... Să vă că pe Dan Iosif după aia l-a mazilit Iliescu. Niciodată, adică... l-a ținut la el până la sfârșit. Păi și atunci vorba aia lui cu mi s-a băgat sula în coaste, nu, când se referea la Iliescu. Nu, nu, nu. Iliescu era tasul. Mă certam cu el, nu pe Iliescu. Am înțeles acum. Deci tu zici că motivul pentru care s-a păstrat un oarecare echilibru au fost Ion Rațiu și Corneliu Coposu. Și atunci, partidele, sigur, partidele pe care le-au liberalii și țărăniști. Sigur, liberalii. Adică ei nu s-au așteptat să prindă atât de tare chestia aia. Nici Rațiu, nici Coposu. Nu, ăștia. Deci tot a fost orchestrat de către, că de-aia nu s-a întâmplat nimic, de-aia au pus toți președinții care au vrut asta, de către servicii, care au condus și după aia au preluat o sub Băsescu, au preluat putere totală. Adică România a fost un experiment, adică, fără niciun fel de caterincă, să vedem dacă putem conduce o țară prin arestări, prin DNA, prin dosare făcute când vrei tu. Păi uite-te la oamenii politici câți au avut dosare, care după aia s-au încheiat cu nimic, dar până l-a scos din viața politică. Deci mazilirea din politică a fost pe ușa din spate cu dosar, dar fără nicio repercursiune penală. Pe unii au făcut și unii care au trebuit au făcut. Păi de ție se pare că de acolo mă așa, pe Dragnea face pentru două cafele? Păi asta mă jumate. Ăsta acum Nea Câțu, pe ce a făcut cu secretarea care a făcut și ce a făcut cu toate alea și ce a făcut, pe aia trebuia să-i dea 50 de ani. I-a dat cineva ceva? Eu am o teorie că România până prin anul 2000, ba chiar spre 2004-2005, când începuse să licăre așa cumva că o să meargă lucrurile mai bine,
A fost cam vest sălbatic, așa. Și cumva tu mi-ai confirmat acum. Nu, a fost chiar vest sălbatic și într-un fel era ideea să fie și oameni, adică români cu bani. Dar adică polarizată populația, adică nu neapărat clasă de mijloc. Păi clasa de mijloc nu este nici acum. Păi n-a fost niciodată. Niciodată. Normal, ei trebuiau să zice clasa de mijloc. Ei aici au permis la oameni să facă o groază de combinații care s-au făcut prin servicii. Așa. Tu zici că toți care au făcut sunt legați de o chestie asta. Politic. Absolut. Păi și pe Iliescu nu l-a interesat niciodată banii. Iliescu, care a fost treaba cu Iliescu? În primul rând, că n-are copii, n-are absolut nimic, e un om destul de simplu din punctul ăsta de vedere, nu l-a interesat niciodată și dar să știi că asta a fost un lucru prost din punctul meu de vedere. De pentru ce? Pentru că un om care nu face banii, care nu câștigă sau nu făurește o chestie prin care se câștige banii, da, eu știu, afacere, o chestie, nu poate să conducă în sistemul ăsta capitalist dacă tu nu înțelegi ce se întâmplă cu banul și cu ce se întâmplă cu angajații și cu ce trebuie să faci ca să îi plătești pe toți, să ai 5.000 de angajați care să le dai salariul lunar. Adică, uite, eu din punctul ăsta de vedere, eu dacă aș fi după mine, eu puneam prim-ministru pe Țiriac. Nu cred că voie. El a încercat, mi-a zis că l-a băgat imediat pe fisul cu alte combinații ca bage în sectar. Pe loc. Pentru că, din punctul meu de vedere, un om, eu am stat lângă el, un om care a plecat afară cu o geantă. Așa. Și a ajuns la banii care a ajuns și la puterea care o are, în primul rând, că nu numai banul, că știe să-l facă, dar puterea care o avea în Occident. Adică Țiriac deschidea orice primărie. E cel mai bun antreprenor pe care l-a avut România Țiriac? Dom'le, eu zic că ăsta a făcut banii prin munca lui, pentru că mai sunt și ăștia care au făcut miliarde, dar cu curentul, cu șmecherii, cu statul paralel, cu asta. Ăsta a făcut banii, a plecat afară și a făcut pe șmecheria lui, domne, pe munca lui. Maică mea are o teorie, ea cunoscându-se cu Țiriac, și maică mea zice așa, dacă i-a luat banii lui Țiriac toți, i-a luat toți banii, acum, brusc, i-a luat toți banii, îl lași 5 ani și face averea la loc. Dar, domnule, pentru că omul a fost genial și eu mi-am dat seama că omul are și tupeu și știe să facă. Eram, vă știu că era spre vremea, era o misiune cu unul, Leonard Bernstein, care îi cam măscărea pe ăștia care erau pe afară. Știu. Făceau bani și nu vorbeau bine sau așa. Și luase pe câțiva, nu știu din ce țări, din astea, tu așa, și spunea, domnule, că o să învăț germană, că o să învăț așa. Și l-a întrebat pe Țiriac, domnule, dar cum stai în așa și nu vorbești perfect germană? Pe vremea aia. Și ție chiar răspuns foarte simplu. La banii mei vorbesc cum vreau. De s-a bijat pe ăla. Și domnule, l-am văzut cum a plecat. Adică, cum să zic, omul genial și gândește... Tu l-ai cunoscut pe Țiriac înainte de 89? Cum, domnule, cum să zic, mult înainte de 89. Și omul a plecat și nici măcar el nu era tenismen. El a fost hocheist. Asta știu. Asta știu. Deci, în schimb, era un jucător foarte bun de echipă. Foarte bun de așa și a știut să stea pe lângă Năstase, să-l... Adică tot timpul și-a făcut și plus că a inventat niște... După aia a scos mari jucători de tenis, l-am văzut și cu Vila și cu alea, adică... Și explica, bă, ăsta nu are psihii de învingător. L-a adus aici la Poiana Brașov și a făcut că era foarte bun, dar știi, când a ajuns la niște competiții foarte puternice, mulți n-au... Clachează. Da, n-au o forță aia să câștige, să sperie de câștig, înțelegi? De victorie, nu de câștigul material. Și după aia, cum a făcut și cu Becker și după aia, cele mai tari turnee de tenis care le-a făcut în lume au fost ale lui, nu? Și ăștia de aici l-au dat afară, de la Progresul, că cade Castana, cade aia. În loc să avem, noi am avut pe Irina Stasă, am avut pe ăsta, în loc să avem turnee, uite-te, că sunt unul alta, uite-te la ce școală și-au făcut. Da. Mai ales la fete au 10-15 în fiecare an în primele 50. Și noi cu valoarea și cu capul lui Năstase, că tot nu l-au lăsat, că au vrut să ia și baza asta, nu mă, de ce să o ia, pe cine să o ia, să ia un vagabond să dea jos, să facă blocuri. Năstase constant a fost portretizat, mai ales după ce s-a lăsat de tenis, așa, ca fiind un mârlan de ăsta, sinistru. Nu, domne, nu. Ilie este un... domne, cum să spun, e un artist. E un artist. Adică el și tenisul, el l-a jucat și l-a făcut din talentul ăla. Că și el a început să ia la fotbal, după aia a mers acolo. Adică a inventat
lovituri, adică alea nu poți să le, nu poți să le repeți, le-a avut în sânge. Și el tot timpul a fost un boem. E un om, nu e un băiat deosebit. Nu e mârlan, dar el e mai, cum să spun, lui a plăcut tot timpul, mai, adică n-a avut presiunea banului, nu l-a interesat, adică n-a fost disperat, o mână largă, o caterincă mare, mor de râs cu el. Are umor mare și face. Dar așa a fost el tot timpul. Nu știu că nu țineți minte că a venit vopsit pe față cu ăla, de azi când mai joacă rar cu el, a venit în pijama, că dacă scoate somnul, bate pe aia. Și plus că el aici, altă chestie, el în România a fost călcat în picioare, s-au pișat ăștia toți pe el și l-au făcut în toate felurile, înțelegi, pentru că suntem o țară de cretini care dăm în oricine, orice valoare alții, așa, și dacă mergi cu el la Paris, nu poți să mergi pe stradă. Așa e, da. Nu există tenismen de afară. Dar nu există tenismen de afară. De la Andrei Agassi până la Pete Sampras, că eu am fost generația care s-a uitat la tenis când erau, mai țin minte, Andrei Agassi, Pete Sampras, erau mari rivali. N-am văzut interviuri cu ei să nu-l menționeze pe Ilie Năstase. Dar nu că nu este, dacă eu mă uit la tenis mult, că îmi place. Afară dacă mergi și dai pe programele de tenis, nu există să nu înceapă cu Ilie Năstase. Așa e, da. Și la noi ne-am pișat pe el. Pe vremea lui Ceaușescu, cum era văzut Ilie Năstase? Era bine văzut. Da, Andra, te sun eu că sunt într-un live. Pa, Capatos, domnul Capatos. Deci, l-am sunat mai devreme și n-a răspuns. De ce? Nu știu, dracu, nu răspunde, e frică că îl cheam la podcast aici, dar las că diseară te duci și filmezi cu el, nu? Da, merg în emisiune. Las da. Că trec și eu pe acolo, să trec diseară pe la el. Înțelegi, adică cum? Și atunci Ceaușescu cum... Vezi că și aici pot să intru într-o discuție de Ceaușescu și nu Ceaușescu. Hai să zicem regimul ăla, că nu știu dacă e personal sau asta. Oricum e... Sau... Stai așa că avem exemple și de sportivi foarte valoroși care au cam fugit din țară. Păi da, au fugit pe diferite chestii, dar oricum el avea, ei aveau tendința să meargă pe sport, pe artă, pe folclor, adică da, ei aveau mult pe artă și pe sport, că n-aveau ce să iasă afară cu altceva, cu ce să iasă cu barbutul și cu... Alea, înțelegi? Au avut scutiri de impozit, nimeni nu mai spune acum, și cu muzica. Uite, de exemplu, lui Ion Voicu, chiar a intervenit tata la el și asta, să nu mai plătească pe vremea, dacă mergeai afară și Ilie și Țiriac au avut asta, dacă mergeai afară, 60% din venit trebuia să îl aduci în țară, îl dădeai la, nu știu cum se numea, întreprinderea de căcat și îți cumpărai din, nu-ți mai dea bani, îți cumpărai din magazinele alea ulei, zahăr, dacie, ce morții mă, și nu se găsea pe valută. Înțelegi? Și au vorbit și ei, au zis, nu, să aibă toți banii acolo, că nu poți să ajungi la nivelul lui Ion Voicu să fii al treilea, printre primii trei în lume, să stai să mănânci conserve prin hotel sau să faci, adică, cum să spun, au știut să iasă afară cu valorile. Păi uite-te ce performanță am avut în sport pe vremea aia la toate și ce performanță avem în sport acum. Aici cam mai dreptate. Păi nu că m-am dreptate. Acolo prim secretarul avea ordin. Faci echipă. Bași banii. Păi cum a plecat Lucescu la Corvinu și câți jucători a adus la Corvinu și de aia și unde a ajuns. Și cluburile ce puternice erau. Dacă a ajuns Universitatea Craiova în finală la... Universitatea Craiova a ajuns în finală datorită lui Adrian Păunescu și cu Ștefan Andrei. În 82 vorbim atunci. Da, atunci că au zis, domnule, suntem olteni și că ești oltean, să facem o echipă oltenii. Și... Că era foarte important ca și cu Valentin, că dacă vorbești cu toți jucătorii din perioada respectivă, Lăcătuș, Tudorel Stoica, pe toți, ea spune, fără Valentin nu se făcea performanța. Clar. Pe tine cum te-a prins Revoluția? Ce făceai tu la Revoluție? Nu, mă consumam în... Acum începe partea de cirurgie. A fost mult prea serios. Nu cred că s-a așteptat lumea să fii serios. Mai pus probleme de seriozitate, nu? Că păi eu nu știu că și vreau și vreau să continuăm cu chestia asta de seriozitate. Eram la parc, unde prietenul tău stătea acolo cu mine, era copil, la Zabet, Dumnezeu să-l ierte, că beam un șpriț acolo, lângă terenuri. Și a venit Revoluție. A început șucărul acolo, la Romană și la toate alea. Să vezi ce am făcut și acolo. Eu aveam mașină cu 1B3 cifre.
Am înțeles. Înțelegi? Și au zis, băi, și lumea în stradă, a ieșit alea, eu curios de firea mea, și plus că stăteam, eu stăteam în Romană. Și... Băi, să știa că vine să știa că o să cadă Ceaușescu sau nu? Fără discuție. Tu când ai aflat? Sau când ai auzit pentru prima dată vorbim? Era clar că n-a căzut Ceaușescu, dumneavoastră, a căzut un sistem. Semnele erau pe peste tot. Absolut peste tot. El s-a ambiționat și... Bă, el a crezut foarte mult în clasa muncitoare. Eu am fost în piață atunci când a trecut cu elicopterul și a aruncat un fluturaj la păcat că lumea, în care scrie foarte clar. Muncitori, veți fi păcăliți, vi se vor închide fabricile, veți ajunge așa, și așa s-a întâmplat. El atunci a și plecat din CC, când au ieșit IMGB-ul, știu alea, când au ieșit fabricile. El avea ideea asta cu clasa muncitoare. Eu știu ce. Mi-i plăcea lui chestia asta. Înțelegi? Dar era clar că se duce. N-avea cum să nu se ducă. În primul rând că ăștia veniseră, dacă nu, o încercau la Iași. Adică veniseră cu... Că, în proces au venit câteva sute de lăzi, câte alea care au venit de la ruși, cu absolut toate alea. Am înțeles, da. Aparatura de diversiune. Știu aparatura de diversiune și cum a fost și acolo. Pentru că dacă te uiți la toți și la Timișoara, la o mare parte din morți, sunt împușcați de aproape. Au tras dintre ei. Să creeze panica, să creeze... Școala de diversiune rusă. Sigur, și exact cum l-au învățat să facă și meeting-ul. Și atunci mișcările alea de la Brașov, care au fost cu vreo 6 ani înainte. 5-6 ani. Alea au fost pornite de aici. Alea a fost până nemulțumire. Da, a fost până nemulțumire. De-aia au fost și înăbușite, probabil. A fost simplu să o facă. Dar astea au fost orchestrată și pe o mare parte din direcția 5 de la 9 dimineața cam o tunseseră. De la meeting. Am înțeles acum. Stai să revenim la povestea. Deci, fii atent aici. Ei aveau un CC armament, rezistau 10 ani. Dacă era să tragă din CC. La Tiamen, că am făcut o paralelă, că am fost acolo, deci au ieșit aproape cât România, au tras trei la fale, s-a dus cu toată lumea. Așa e, da. Și ăștia nu au tras niciunul. Securitatea, direcția 5-a n-a tras un cartuș. I-au luat, au vrut să-i ducă pe stadion, că n-aveau teroriștii. Am înțeles. Că toată vrăjeala cu teroriști, că nu este, prin cea mână, n-au să găsit un terorist, unul. L-a ardat pe ăla la televizor, că l-a aruncat aia peste gardul la mișto și ăla spune, eu nici n-aud. Am fugit, eram la chinezesc și zic, mamă, a oprit teroristul la Sibiu. Și mă duc acolo, mâncați așa, am văzut să facem un terorist, că erau, bine, nu știu, voi erați mici, erau aia că să cațără pe pereți cu ventuze. Că... La care chinezesc era? Era în București? La ăsta de pe... La chinezesc, la Nanjing, pe acolo era... Nanjingul ăsta care pe Ana Ipătescu. Care pe Ana Ipătescu, acolo se consuma așa. În continuu. La 3 absențe de masă. Ai făcut asta. E cum? Și am fugit acasă să văd. Mamă, l-a prins pe ăla. Și era un moș săracu care a zis, nu știu, eram de la miliție. M-a urcat peste un gard, mi-a urcat un pistol și n-am voie să trag cu pistolul. Dă ce vă dracu de aici. Când îi spuneau că sunt crescuți de Ceaușescu din copii orfani și mănâncă oameni cruzi. Mă, ce mănâncă pe nimeni? O vrăjeală totală, tot vrăjeală. Simulatoare, numai vrăjel, a fost vrăjel totală. Stai să ne întoarcem la povestea aia. Deci tu erai cu mașina aia cu 3 numere. Așa. Băusem, eram în pantalon scurs, că jucasem tenis și băusem o ladă ceva de vin și zice lumea, bă, a ieșit lumea acolo, deci eu acolo stau și cu casa. Zice, hai mă să mă duc, că am fost la toate astea. Așa mișunam eu prin nu-ți mai spun că o mare parte din direcția 5 erau mai printre protestatari, nu făceau semn să taxă, nu știu ce să zic, cum ustăți, cum brăpcoale. Și am ajuns acolo... Dar erau îmbrăcați în uniformă de clasă muncitoare? Sau? Da, dom'le, dar cum erau îmbrăcați ei? Cum? Deci erau infiltrați? Infiltrați, da, să vadă să întâmplă toate alea. Și unde acum guvernul era baraj de miliție, că era pe vremea aia, înțelegi? Așa. Și m-a văzut, dar și spune, nu te duc încolo. Eu... Tupeul meu și maturile, du-te mă, slobos de aici, nu mă duc eu de aici, nu știu ce. Gaburul șmecher, ia du-te mă, fraiere. Și când am ajuns la Romană, când am fost de ea mașină cu 1 BT cifre, au început să sară, să tragă de mașină, înțelegi?
Și eu am prezent în spirit și cum am fost lepră o viață întreagă, aveam barbă, aveam îmbrăcat pantalon scurs, coaie, mi-a făcut, băi, tu în gură, le-am luat mașina, să-i omorâm, să-i facem. Da, bă, bine că le-ai luat mașina, bine că le-ai făcut. Am dat-o după gol și am scos numele, am spus lui nevastă, vezi că dă numele jos, că nu e de bine. Tu ai înțeles ce se întâmplă când ai văzut lumea în stradă atunci? Bineînțeles. De ăștia încerca Timișoara. Tata nu credeai că ajunge la București. Ba da. Era clar povestea. Era clar că era trădare de aici. Tata nu știa, mă, tu zici, mă, că tata nu știa și că tata a vrut să meargă la Timișoara. Zic, bă, nu te duc, eu de unde știam? Aveam niște italieni și ăștia care veneau cu aur și cu astea și m-au sunat de la Timișoara. Bă, nu mă putem să ieșim că stancule pe stradă, trag ăștia. Eu zic, mă, la vrăjeală. Înțelegi? Și după aia am văzut a doua zi, a treia zi și toate alea. Dar era clar că se curăță toată chestia. Dar nu m-am așteptat să spun cinstit, m-am așteptat la violența care a fost aici. A fost foarte violent. A fost foarte violență pentru că a vrut trebuia să ia puterea. Deci, stai așa. Stau cât vreau. Trebuia să ia altcineva puterea și... Nu, Iliescu, trebuia să ia Iliescu cu ăștia care veniți să trebuia cu Brucan, cu toți. Și dacă era planul, de ce au murit toți prăștii aia, mă, mâncați așa? Toți copiii au murit degeaba. Ascultă-mă, teoria mea, săraci, da, ei nu s-au așteptat să fie, practic, Ceaușescu, tot sistemul a fost un colos, cum era, că sare lumea, că face, un colos cu picioare de lut. Adică nimeni, stilul nostru de trădători, de lepre, când vezi că trădăm în continuu. Toată lumea, 99% au trădat, absolut din toți. Era sărbătoare națională 23 august, care e un act de trădare acum, că am întors noi armele. Nu intru în discuția aia. Fii atent, ca să vezi că ce n-am înțeles. Eu după aia mă duc în Germania cu alte mici infracțiuni ca să-mi refac bugetul după Revoluție. Înțelegi? A lovit în buget Revoluția? În ce sens m-a lovit în buget? Eu nu aveam casă. Așa. Stăteam prin vile, prin alea. Și când a venit Revoluția, unde să stau? În Cismigiu, banca numărul 4. Familia nu a fost entuziasmată să mă... bage în spațiu. Am înțeles. Nimeni nu și-a aruncă mașa să mă ia. Și ce a fost nasol aici? Că eu înainte că am avut șucăre cam pe la toate circile de miliție. Ai cam avut. Ei, toți aveau mare bolă pe mine, că nu trebuie să-mi facă nimic, înțelegi? Păi m-am certat și cu generalul Zavera, era șeful miliției capitale, cu toată lumea. O să vreau să povestim și de bătaia pe care ai luat-o la Brașov. Dar n-am luat bătaia, a luat Nicu, eu n-am luat. Cum a luat Nicu Ceaușescu și tu n-ai luat? Păi nu, că azi că-s femeie. Stai că-ți povestesc. Înțelegi? Și după aia am stat și mi-a expirat buletinul. Așa. Și nu puteam să scop pașaport. Și când mă duceam aia de la miliție, spuneau, poliția acum. Domiciliu. Ce adresă e Serghei? Păi zic, stau acum, stau în Herăstrău, pe banca dinspre lac, că vreau să-și pescuiesc din viața. N-aveam și nu vreau să-i ia nimeni și până la urmă m-a luat socră-mi, care nici el am părea vrea, dar zic, băi, stau păstrăză și n-am niciun an, n-am nimic. Beleaua e următoare. Stai să vezi să termin cu Germania. Și merg acolo și vine un istoric, neamț, nu mai știu cum îl chema, că oricum n-am rea, și cu un translator și mă întreabă dacă sunt Serghei Mizil. Bineînțeles că eu am spus din prima, colț cu lipscani. Nu sunt eu, bă, la cine, uite-am ce vrea, poate vrea să mă ia, să-mi facă ceva. Dom'le, stai că nu am, eu sunt istoric și zic, ia mă, dar mă, eu sunt, ia zic, ce vrei tu, bă, istoricule. Ia mă, istoricule, spune-mi tu mie cu vorbele tale, ce vrei tu. Dom'le, am două întrebări, ia pune-mi, dom'le, două întrebări. Și atunci mi-a dat seama că a avut dreptate. A zis, bă, cum două persoane au ținut 22 de... cât avea România. 23 de milioane erau oficial. Că toți cu care vorbim, toți au fost anticomuniști și antisecuriști. Și securiști împotriva securității și comuniștii împotriva comunismului. Și tu cum v-a ținut ăla? Zic, dom'le, e foarte greu să explic. La noi trece mai în două secunde în partea alaltă fără niciun fel de problemă. Asta e una. Și a doua m-a întrebat dacă aia făcea... baie în lapte de copil, de aia să zic că nu niște aberații, niște dobitoci, niște minciuni. Am auzit și eu poveștile alea. Asta e o aberație. Aia era o femeie simplă.
Cu ambiții foarte mari. Dom'le, i-a nebunit, ne-a împușcat. Cine? Ce a căzut? Deasupra, de la galeria de artă. Da. Vezi, mare atenție. Poate ne cade vreun safe cu bani în cap. Doamne, nu știu. Fii atent. Deci, i-a nebunit lumea, domne. Cum e nebunesc pe o parte acum. Tu nu vezi că la noi care ajunge la putere prin servilismul și prin alea, că îi ține... Aia, uite, mă uitam acum, când a fost la congres, ăla nu putea să meargă pe covor, a trebuit să-i scoată plasticul ăla, să nu calce nimeni înainte lui Iohannis pe covor, dacă căcea ce călca cu căcat, cu ce mare, cum, bă, ești om până la urmă. Tu nu vezi cum îi nebunesc? Tu nu vezi servilismul ăsta care sunt? Tu te-ai văzut la Udrea, cum îi cântau ăia, că dorm cu poza ta sub... Ai văzut secvențele aia ca să-mi răcesc gura sau nu? L-am văzut. Că dorm cu poza ta sub pernă, că cea mai frumoasă gândirea, cea mai deșteaptă... Tu ai mai văzut astea la un moment dat. Asta s-au repetat la o scară puțin mai mică. Dar dacă îi nebuneau pe aia că ăștia sunt... Pe dacă îi spuneau lui ăsta că se naște la 2000 de ani, nu, de ajuns să crezi, nu? Păi, dar stai puțin că așa e. Și nimeni, așa e, nu, și nimeni să nu spună nu. A fost cineva care s-a ridicat împotriva lui Ceaușescu? Au fost niște ieșiri. Nu. Aia la congresul... Aia cu Părvulescu, aia e altă minciune care istoricul nu o spun. Ăla n-a fost împotriva lui Ceaușescu. Aia este un mare căcaș și o mare minciună. Aia a fost împotriva să nu se rupă Ceaușescu de ruși. Părvulescu era omul Moscovei. Opa. Și toată lumea știe. Stai că eu e prima dată când aud asta. E cum? Pe asta a spus el. Dar știi că Părvulescu cu actul ăla așa e considerat ca fiind unul din mari dizidenți. Pentru că au schimbat după aia, dar ce i-a făcut? Nu mi-a făcut nimic. Părvulescu a stat lângă mine la Snagov cu vilă, cu totul, nu s-a întâmplat absolut nimic. Asta m-a mirat. Păi n-aveau cum să-i facă, pentru că aia e omul rușilor. Eu stăteam și lângă generalul Șerp, care era șeful apărării antisovietice. Și atunci când a fost cu Ceoslovacia, când... În 69, când au topit alea, ăsta era spion rus, a venit arestat, că eram vecin de casă. Și am zis, mamă, îl omor, îl face nimic, ca treia zi a fost directul la un IAS. Poziție care nu era rea pe vremea lui. Păi nu era rea, dar când prinzi un spion în Mierlești, adică din punctul meu de vedere, nu? Pentru ăștia mai mici care nu știu despre ce-i vorba, în 69, la un moment dat, Uniunea Sovietică voia să invadeze Cehoslovacia. A invadat-o. A invadat-o. Singurul care s-a opus și a avut cu aia a fost Ceaușescu. Exact. Și că a fost meeting-ul ăla, care și acum știu, amint că a fost meeting-ul ăla, că a fost aranjat. Nu, a fost meeting spontan. Asta am înțeles și eu, că a fost spontan. Spontan. Și ăla a fost momentul în care toată lumea politică vestică l-a luat pe Ceaușescu, de acolo, un foarte mare lider comunist. Aia nu și a mai avut o chestie care a fost foarte... Bă, omul avea o inteligență, că l-a primit pe ăla, pe american, care a fost primul președinte pe care a vizitat România. Tu și când, de Nixon? De Nixon, când nu era președinte. Nu era președinte. El a venit, nu l-a primit nici asta și ăsta l-a primit și i-a dat onor de, ca de președinte. Nu știu, era și la ceva pe acolo. Și el, când a ajuns prima oară președinte, a zis, a venit primul stat comunist care a fost așa, a fost ăsta. După aia a primit la Buckingham Palace. După aia la Buckingham, că așa cum am încă ăștia căcat, că regina nu-l vroia, că se ascundea prin curte regina, că astea sunt niște chestii puierile, niște chestii de căcat. Istoria adevărată este că nu a fost singurul om din istorie care nu s-a închinat în fața ei. Așa. A zis că dacă vine acolo, vine de el, nu se închină. Că tot se pleacă, se închină. Toți spun că a fost o rupere a protocolului din partea unui om foarte grobian care nu înțelegea exact care e protocolul. Nu, dom'le, nu. Omul a spus foarte clar. Eu nu mă înclin. Dacă vrei să ne vedem bine, dacă vrei, nu. Cum le-a făcut-o și la nemți. La nemți a avut cel mai mare covor din istoria RFG-ului. Și pe aia a făcut varză. Dar asta nu e o mândrie prostească și o lipsă de înțelegere a protocolului. Stai puțin, nu e o chestie, dar acum e mai frumos acum că vine Von Nămol și să cacă toată România. Păi, tu ai văzut gestul că l-ai întins mâna și i-a nici dat mâna cu ăla? Ai văzut azi? Da. Păi și cum adică? Tu zici cum să piși eu? Cine e asta până la urmă? Cum să, în primul rând... Stai, tu de cine vorbești acum? Zi exact. Asta, Van der Nămol, asta care a venit azi sau ieri. Așa, da. Păi că Ghinea a întins mâna și nu i-a dat mâna. Așa. Păi cum se face așa ceva? Adică cum? Înseamnă să te niște preșuri. Dacă era Ceaușescu într-un ceas, poate spunea să plece afară. Aici ai dreptate, da. Atunci conduceam lumea, făceam și aveam un cuvânt de spus, acum sunt niște preșuri. L-ai văzut, mă, Băsescu, cum își făcea cravata pe coridore, pe acolo, când așteptau ăia? Cine ne conduce? Ne conduce ăla al Franței, ăla care niște, din punctul meu de vedere, niște
derbedei ce vor să facă cu România și în toată lumea. Eu prefer pe unul mai grobian și bine, bă, de ce să mai grobian, dar asta care are o satură, bă, frate, bă, asta fac, nu pleacă, mă, dă-te în slobos de aici. Păi, citește că mi-am citit acum cum negocia el cu femeiul și cu asta, ce făcea. Dar știu că era foarte rigid. Îi făcea varză pe ea de nu avea o apă. Țările din blocul comunist au avut și combinația care s-a numit CAER, care n-a fost rea deloc. Dom'le, aia, eu n-am înțeles de ce au desfințat chestia aia, în primul rând, că de ce, care a fost nebunia acum să nu facem cu China. De ce nu faci China? Că toată lumea face cu China. Dar China cumpără oricum tot acum. Păi cumpără, dar tu nu vezi că nu, că n-au vrut, că a venit chinezii, bă, vă facem autosăți, vă facem astea cu mâna voastră de lucru, noi venim cu banii, exploatăm, ne luăm în atâția bani, toată lumea se plătește, nu? Taxă, da, ca așa da, e da, normal, ne luăm atâta noi, atâta voi și așa. Nu i-au convenit că nu se putea ciorni, nu mai făceau Bechtelul care au dat câteva miliarde și n-au făcut un metru. Și toate astea. Dar servilismul ăsta care îl avem acum nu se poate, nene. Nu. Adică cum să vină aia de la Bruxelles să spună că trebuie acum să ne căsătorim, să bată copiii labă la 4 ani? Să, adică cum să-ți vină cineva așa? Să halește absolut totul. Dar noi am halit. Asta, mă, că n-a zis nimeni că trebuie. N-a zis că trebuie să faceți asta. E, oricum te împingeți pe să faci asta până la urmă, nu? N-a vrut să dea lege, s-au opus ăștia. N-au fost în Parlament să treacă asta, cum nu? Stai. Că acolo e altă poveste. Acolo e cu alt, e cu tot o altă poveste, cu parteneriatul civil. Dar Dumnezeu știu despre ce, dar oricum, o chestie asta la un copil de 4 ani, să-și aia, că să nu-i spui să-și aleagă sexul și cum nu vor să o dea fără, adică să nu-i spui la copil când se naște fată, băiat, cum, vor să le dea. Afară au început să le dea. Dar în fine, nu-i trebuie în subiectul ăsta, că ăsta așa. Deci, e foarte complicat ăsta și e foarte sigur, delicat. Dar nu, ei vor să ne calce, deci, e, din punctul meu de vedere, care, și eu zic că sunt naționalist, deci ei vor să taie identitatea tuturor țărilor. Adică să nu mai ai tradițiile tale, biserica ta. Bineți cum s-au jurat pe Biblie. Acum, în sectorul 1, ai dărâmat vreo două biserici. Dacă tu era credincios? E cum, dom'le, cum să nu? Tu ești credincios? Bă, nu sunt ca bunic, dar avem cruce în casă, mama cruce la gât, icoane. Am 4-5 icoane de la ei, că aveam colecții de icoane. Îngropa cu popă, îngropa cu toate alea. Dar și Ceaușescu, asta e o vrăjeală că nu era credincios. Păi, Andruța și Coștea, dacă mergi la Scornicești, sunt pictați pe biserică, părinții Ceaușescu. Și mormântați cu car, cu boi, cu patru episcopi, cu alea, cu alea, cu absolut totul. Cum ce s-a dus cu steaua. Fii atent ce vreau să te mai întreb. Tu ești capitalist? Crezi în capitalism? Absolut. Te-a sedus capitalismul încă după vremea comunismului la noi? Cum să spun, am mai... Tu făceai bișniță și făceai niște... Făceam, dar am mai povestit, în primul rând, că era greu și pentru mine, că eu nu mănânc căcat și tot timpul am spus că eu plecam afară. Plecai foarte mult afară. Da. Băi, și când te întorceai, am mai spus-o de mii de ori, deci când plecam cu mașina și ajungeam la Unguri, să intri în Austria și era o barieră de câțiva metri, așa imensă, așa tărcată și o ridicau și mii de alea și te duceai încolo, nu mai era nimeni, nu mai te controla nimeni. Era, cum să spun, era te marca primele o oră, două. Seamă de ce ăla, așa și ăștia nu mai te oprește nimeni nicăieri și nu mai te bagă nimeni în seamă. Sau am venit odată de Crăciun, am fost la Paris și la asta spre sfârșit și în Germania și nu știu, toată viața mea, că așa m-a marcat chestia aia. Pe Champs-Élysées erau niște blocuri, niște globuri astea imense cu lumini care se învârteau ca la discotecă, așa. Înțelegi? Pe toate magazinele erau ăștia cum... Beteală, decorațiuni. Da, nu, erau copaci puși albe așa pe toate magazinele și alea se învârteau și toate luminile alea. Erau o ferie pe jos cu covor cu aia și îți dai seama când vii din lumina aia și din bunăstarea aia și când am ajuns aici pe aeroport, tot închis, tot un tuneric aia cu căciulele alea rusești care dirigeau avioanele, până acasă niciun bec aprins, mizerie, adică te marca fără să vrei, nu? Că n-aveai cum. Și atunci tu de ce n-ai plecat după vremea? De ce n-ai plecat din țară?
Dom'le, de ce am plecat din țară? Este foarte simplă povestea, pentru că plecam acum la sfârșit, o râdeam. Dar una la mână, făceam foarte mulți bani aici. Vreau să întreb cum făceai foarte mult. Îți spun. Făceam ce voiam aici. Hai că am făcut ce ai vrut. Nu, ce voiam eu. Adică nu că dacă povestesc, spune ceva că sunt nebun. Dintre toți copiii de lideri comuniști, tu ai fost cel mai bezmedic. Făceam absolut tot ce vroiam și, cum să spun, și aici aveam, eu eram cineva acolo, ce să fiu, acolo eram emigrant care, ce să muncesc unde? Păi, dar nu plecai pe burta goală de aici, că făcuse niște bani. Păi, făcuse niște bani, dar e greu, nu, acolo făceam banii simplu aici, domnule, era simplu ca bună ziua. Când totul interzis... E foarte simplu să faci. Păi gândește-te că am intrat cu echipe de sportivi și astea, am intrat pe lângă autocar, că autocarul a plin cu cafea și cu blugi pe la bulgari. L-a și condamnat bănicul pentru treaba aia, care e o tâmpenie, că a intervenit cu la frontieră. Păi făceam un drum din ăsta și făceam bani de un an de zile, beam și mă spălam cu icre negre pe față și numai șampanii, whisky și toate alea. Era simplu, ușor de făcut. Eram cu 20 de playere, săpun. Știi, m-am cu săpunul. Aoleu, Serghei. Mă întrebam cât durează până când începe să ne ducem acolo. Înțelegi? Cu blugi, cu cafea, cu orice altceva, tot ce se făcea. Plus că eram după aia la cooperații, unde aveam toate astea de afară. Că noi, ăștia, cooperația, noi dădeam nuiele, am înțeles. Moale și ăștia, și ce să ne dea? Ne dea HB, ne dădea Impuls, ne dădeau Mars, Snickers, luam Marsul Snickers, îl vindeam în shop-uri și îmi luam banii. Adică făceam tot felul de combinații, nu? La o probare de mașină să lua 5.000, la o probare de televizor să lua 5.000, de telecoronă. Așa, da. La catifea rată îmi luam 20.000, la catifea rată. Că venea la cooperație din China catifea rată și veneau ăștia din provincie și o dădeau... zi porționată, așa, înțelegi? Și ei făceau blugi, făceau astea și vindeau ca la balamuc și ne dădeau și pagă dacă le deam nu știu câte baloturi. Adică eu făceam, dacă mă scolam cu tapete austriece, pe cu tapetele am făcut sute de mii. Că toți vreau tapetele cu din Austria, tot de la cooperație, cu peisaj, cu cascadă, cu nămol, cu pietre, cu carbit, cu alea. Păi aveam coadă dimineața să dau toate alea. Și nu zicea nimeni nimic. Cine să-mi zică? Dar tu când te-ai curentat la cap și ți-ai dat seama, care a fost momentul tău din viață, copilărie, adolescență, când ți-ai dat seama că poți să faci ce vrei? Tot de la oameni. Cum l-au nebunit, bă, ce m-au nebunit și pe mine ăia când am povestit-o. M-am dus la școală. Foarte șocant pentru mine. Așa, dă-mi un pic bircheta. Mersi. Și n-am putut stau. Am sărit pe geam, am făcut, adică mi se părea... Nu-ți plăcea școala. Păi îți dai seama să stai cu vire la Znagov, cu piscină olimpică în sfragerie, cu jacuzzi, cu film de afară, că în fiecare zi vedeam film la mine în piscină, închisă, cu curte, cu... Că de-aia spun ăștia că sunt țigan, că aveam un pui de urs și un cerb. Să mă joc. Înțelegi, m-am trezit la școală. Cum ce să fac la școală? M-a luat transpirația. Și acum visez, coșmarul meu e că sunt la școală și mai e tata și cred că rămân 40-50 de ani în clasa întâia. Înțelegi? Și m-am dus la școală. Și am înnebunit. Și a doua zi la Caragele, după am distrus toată școala. Acolo am luat ai făcut la Caragele, nu? Caragele. Acolo, pe Dorobanți. Da, pe Dorobanți. Am luat o minge de basket, mai eram eu cu încă doi și dădeam să dau candelabrul la jos. Și a venit directorul și era una care era cea mai dracu de acolo, care bărbatul era șeful mare stat major. Așa. Cred că mi-ai povestit asta. Dar cum te cheamă? Ăla cu tare. 3 zile. Cum te cheamă? 3 zile. Cum te cheamă? Serghei Nescumzil. Și a scris pe minge, să nu o pierzi. Și am văzut că sunt pregătit. Plus că era să-ți mai ce... Vii copil și faci orice și era tabloul tata în clasă. Ce să-mi facă aia, săraci? Deci vina nu e a lor, sub nicio formă. Pa dacă ei puteau să... Dar dacă te urecheau la modul cel mai serios... Cine s-a atingă de mine? Păi nu veneam cu securi și cu aia ce... Zicea
Era vreo repercursiune? Că totuși ai fost bezmetic de la... Nu, domnule, pentru că dacă erau ei săraci, ce îmi spuneau? Deci eu, când m-am făcut mulți mai mare, îmi dădeau bani profesorii, că vis-a-vis de Caragiale era cât și mai acolo, unde e poșta acum, era grădină, să mă duc să beau acolo, să pot să țină ouăle, să fac aia. Deci nu dădea teze și alea. Pe ce să scriu la teză? La care teză să scriu? Eu am avut un caiet dintre a 1-a până între a 12-a. Nu l-am umplut. Veneam la școală, aveam un uniform făcut și un joben cu tricolorul. Băi, zic cu asta cu jobenul, că asta, cum a intrat cu jobenul, cu securea mână, cu câini. Cu câini, cu de toate intram. Știu cum ai povestit la un moment dat? Ei, și mă dădeau, sau îmi spuneau, veneam beat, mă culcam acolo, că mă lua somnul, și făceau liniște să nu sculăm, să pot să vă ascult. Stăteam ultima bancă, aveam scaunul până jos, aveam băutură în aia, beam, nu mă vedeam așa, cabul nu mă vedea, fumam. Clasa spunea, Niculescu, lăsați-l, eu cu Irina, corpul Dumnezeu să ierte, care a murit, care așa. Și plus că eram, mai era unul peștișanu care a dat sub ministrul ajun, care făcea tot felul de nenorciri, a încercat să ne împrăște mai multe școli și a zis, mai bine stau într-o clasă, paradesc clasa aia și asta e. Cât de adevărată asta cu Elena Ceaușescu, care a dat circular împotriva ta, în care zicea, dacă Serghei la munte, nu a dat Nicu trebuie la... să fie, nu, la mare și... După aia cu Brașovul și după i-am dus pe mare și era să inec pe toți. Și atunci... Hai să le luăm pe rând. Pe aia cu Brașovul. Aia mi se pare extraordinară, pe aia mai povestit-o. Cum a luat bătaie Nicu Ceaușescu de la polițaie, milițienii din Brașov. Milițieni. Tot datorită mie. În ce an era asta? Mamă, mă murs cu anii. Nu mai știu anii. 80 și... Era după 80. Băi, da, foarte important. Mare, era 70 mare, sau în 80? Cred că eram la facultate, că aveam părul mare. Nu mai știu anii. Înseamnă că 80. Pentru că una era România din 70, alta era România din 80. Nu, domnule, acolo au fost pentru că, cum să spun, ce să ne facă? Când aveau ce să ne facă? Deci noi am plecat de acolo la călărie și la un șpriț la Brașov, aha, având vilele în Predeal. Și am băut, mergeam cu miliție în față. Și cu ăștia de la direcția 5-a. Așa. Și au plecat toți, Nicu cu sormea, cu care mai eram, cu Viorel Bucur, cu... Au plecat înainte și Zoia a zis, conduc eu. Că vrea să conducă. Bine, bă, Zoia, conduc, mă întrebă pe mine, conduce Zoia. Eu în spate. Și a venit și unul de la direcția 5-a care stătea lângă ea, în față. Și la Brașov ne oprește un milițian și spune, carnet. Și asta n-am carnet. Și eu zic, dă-te mă jos și ar spune să vedem cine. Și el s-a dus cu legitimația și el a zis că are și el legitimația aia. Fraier ăla. Și eu cum eram așa în spate, zic, viu un coace. Și el a venit așa mândru la mie că m-a văzut cu cam părul așa, că oh, așa a făcut așa. Și zic, întreabă-mă cine sunt. Fraierul, cine ești, domne? Pasagerul. Și întreabă-mă ce face pasagerul. Ăla ce face pasagerul? Te bagă în pizda, mă. A rămas mut. Mai întreabă-mă o dată. Ăla mai mă întreabă o dată. Cine ești? Zic-mă, ce fac? Ce faci? Te bag în pisă, mă, din coată. Înțelegi? Și după aia m-a să lițăm, dai, spune, ia plecă, bă, și lasă-l pe ăsta și plecăm. În tâmpenia mea din cap, așa, ce zic eu? Hai, mă, să zice că ne-a bătut un milițian. Să ne întoarcem să-l batem noi pe el. Că erau la vila acolo, rupți. În loc să-i luăm pe aia, eu aveam un securist, un moraru, care se recomanda morarul Benimei Ciocanu, care era bâlbâit. Și îl dădea afară de peste tot și îl ținea numai la noi. Că dacă noi eram cretini, și ăsta cretin era acolo tot timpul, înțelegi? Era tare de tot. Deschidea focul în continuu. Trăgea pe casă, ies din mulțime, din bale așa. Și spunea, întreba Ceaușesca, dar de ce consumă ăsta cartușe? Și zicea, îl atacă câinii pe mine. Înțelegi, pe la munte, pe alea. Și ea spune, dar unde merge să ația câinii? Înțelegi? Și ăsta era tâmpit. Era bâlbâit și n-a prea avea multe în cap. Și am plecat cu un jeep din ăla, am plecat vreo 5-6 și am ajuns acolo, ne-am dat jos și ăla era mândru acolo. Și dacă ne-a văzut ea cu jeep îmbrăcați, cu blugi, cu alea, au crezut că suntem străini. Mamă, că ne-a dat un alb ăla jos. Și ăsta, hai să mergem. E să facă de inteligent era, că veneam într-o seară, fac o paranteză, veneam de la Brașov și la un moment dat în curbă pe la Părul Urece vine trenul.
Înțelegi ce făcea? Ne-a luat, nu știam ce a luat. El a crezut că e mașină. A pus mașina în șanț și a trecut trenul pe lângă. Morarule prost, și mâncați așa gura ta. Era trenul. Ăștia erau temuți în direcția 5. Și după aia... Păi stai, că ăla era corp de elită, adică stai așa un pic. Haide, mă, ce dracu, mă. Pogrei în spatele lor să duceau. Bun, hai să ne întoarcem la povestea. Nu ne-a atacat, nu ne-a atacat nimeni. Și ideea mea, hai mă să mergem în circă. Ați vrut să vă duceți după milițian în circă? Să-l reclamăm pe ăla că ne-a făcut, că nu știu ce, că nu știu ce. Și am intrat în circă, eu aveam părul lung, că de-aia n-am luat nimic. Aveam o eșarfă la gând, aveam mustață, aveam ochelari și aveam un lanț cu piatră mare așa și aveam cizme până aici de căprioară. Că de-aia zic că-s femeie. Dar blugii erau băgați în cizme și cum se purta pe vremea, cum erau aia ustoc, mustoc, ustoc și toate alea. Înțelegi? Și ne-am urcat pe mancă. Și Zuia nu știu ce bancă a spus cu milițienii și era schimb de tură. Ăla până s-a dus sunt cu. Așa. Uite? Și nu știu ce a zis ăla și i-am luat pe ea la palme. Acolo și-au început să dea și te dau mai multe nicu, că noi zic că suntem femei. La un moment dat a strigat ăla că comandantul a înțeles de la asta cine suntem. Înțelegi? Nu mai dă nimeni. Sau când nu mai dă nimeni, atunci am luat eu puțin la pumșile alea. Și de ce mi-a să facă să fată? Să cred, și după aia nu ne-a mai bătut nimeni. Zic, cum ne-a bătut singuri? Înțelegi? Și după aia m-am dus la prim secretar. Tot eu cu ideea să mergem să facem nu știu care acolo. Ăla a fost județul Brașov. Ăla a fost mai mic ca noi de 20 de ori. Și îmi zice, dom'le, dar era o domnișoară care înjura foarte rău și care zice, domnișoară, eram eu. Nu vă înțelea. Și eu tot să dăm la telefon, la CC, să facem, să dăm telefon la... Și el a fost și mie, că stai de mie, că spunem noi, facem noi, și pe aia ne-au turnat. Și atunci l-am văzut, și m-a întrebat lumea că l-am văzut pe Ceaușescu, l-am văzut de la distanță așa, că m-a chemat tata la CC, aveam peruca aia mare, m-a pus pe scaun și m-a tuns. Zăi, m-am nebunit, aveam peruca vreo 6 ani, 7 ani. Și de atunci ți-ai mai lăsat părul lung sau? Da, dar am turbat, îți dai seama. Și atunci a zis ea când Serghei la munte, restul la mare. Când Serghei la mare, restul la munte. Cum era să-i neci? De ce? Că... Ca să vezi cât de idiot era mâncată. Era Tilea aia, care e casa regelui, care la ora 5 aveam film copiii, filme de afară. În fiecare zi aveam un film. Cu traducător. Așa. Și seara la ora 8 veneau părinții. Așa. Și acolo, ca fiind casa regelui, era ecranul și era o chestie așa de lemn masiv, un pervaz așa. Și venise și Madame Maurer, care venea să nu-l lase pe planta aia să fie în preajma mea, să urmărească ce facem noi acolo, că făceam mai norociri, mai băuturi, mai totele. Și eu rupă de băutură, era un film cu un indian și era indian ca în cort, înțelegi? Eu m-am urcat pe aia să o trag de țâțe. Când a venit indianul cu calul pe aia, m-am speriat și am căzut jos, înțelegi? Și aia îi spune... Deci stai, tu te-ai urcat pe marginea ca să tragi indianca din film de film, țâțe. Da, îți făceam eu figurile mele și l-am purtat la calul cu toporul, hâț, am căzut jos. Și aia îi spune lui Ceaușească, dom'le, a venit la cu calul și a căzut Serghei jos, dar juca în film. Bă, chiar făceați ce voiați. Da. Dar care e cel mai bezmetic dintre toți? Tu. Eu. Aveam în fiecare zi venea câte o idee genială. Bă, da, vreau să vorbesc și de partea. Tu, de fapt, ești pictor. Eu nu am găsit pictor. Mai pictezi? Nu. Când te-ai oprit? La Revoluție. De ce? Pentru că au început o... Tu ai fost hărțuit după Revoluție? Cine să mă hărțuiască? Era să zic unde. Păi ce eu întâmplă dacă n-am avut nicio apartenență la niciun partid, la niciun nămol, la niciun nimic, cum să mă... Stai bă așa, că erai copilul unui fost lider comunist. Păi și ce să, și să mă dea afară de unde? De la Pescăruș, unde l-am construit, de la Doina, de la parc, de unde să mă dea afară? Păi dacă n-am lucrat nicăieri, dacă n-am fost nicăieri, unde? Să vin de la Pescăruș, nu mai are voie să te Serghei să bea. Când ăia erau frații mei. De unde să mă dea afară? Deci tu, fără să vrei, de fapt, ai fost unul din cei mai mari anticomuniști. Fără să vrei.
Nu, chiar și vroiam, pentru că eram împotrivă tot timpul. În primul rând că pe mine mă omora cu ce mă omora la comunism, nu prea am citit eu multe, nu prea am fost eu așa documentat în perioada, acum am citit că am văzut să văd și eu care au fost diferențele și alea, că era chestia aia, domne, dacă ai o funcție, nu poți divorțezi, adică să fute nevastă ta, te fuzi tu, dar n-ai voie să divorțezi, n-ai voie să ai părul mare, trebuie să ai o ținută corespunzătoare, să ai alea, mă, dar lăsați-mă, mă, nămol de aici. Singura mea apartenență la asta a fost când au auzit că vin la institut și au auzit Niculescu Mizil, m-au pus șef cu nu știu ce o chestie să scriu eu în ăla, absențele, să fac alea, să fac alea, să fac alea și m-au pus și în... Unde la ce institut? Unde s-a întâmplat? Institutul de Arte Plastice, Nicolae Grigorescu, m-am ajuns student. Așa. Și m-au băgat și în ceva la UTC, o organizație de... Era tineretul comunist. Da, tot cu astea așa. Și după aia m-au dat în ziar că sunt, că sunt fantomă, că n-am venit niciodată. Mă, ce fantomă vor ăștia, mă, mâncătările? Și am fost chemat prima și ultima oară. Era o casă de cultură, Grigore Proteasa, unde veneau studenții ăștia din toată... Păi da, asta pe Plevne. Eu știu unde era, că m-a dus cineva când prea aveam eu orientarea turistică. Îți dai seama, și că acolo erau toți ăștia, toți... Uteciști de frunte din toate astea. Era Nicu, Dumnezeu să-l ierte, la tribună și Traian Ștefănescu, care a fost un ministru foarte deștept și un băiat foarte mișto, omul. Deschis rău de tot. La ăstea, la tineretului sau ce așa, da. Nămol era acolo. Și îți dai seama că am apărut eu cu pantalonii în dungi, cum se purtau atunci, părul la până aici, cizme, parpalac, topor... Și toate alea... Umblai cu topor la aveam tine. Topor dacă eram indian, dacă eram... dacă m-a speriat indianul, trebuia să fiu un armajos, să mă iau cu indianul. Și fii atent aici. Și am intrat acolo și ăia spun, tot mă certau ăia. Și zic, bă, mă găbași gura voastră. Păi voi mă băgați pe mine cu forța în casă și după aia mă luați la bătaie, că de ce am venit? V-am cerut eu să intru undeva, ce să intru, mă, fut în aia. Ăia tot făceau de la tribună, Nicu, să termin. Și zic, bă, dacă m-ați băgat undeva, eu îmi dau demisia. Și a treia știi, a zis, nu se poate, opriți puțin ședința și vină o Serghei încoace. Și m-am dus în spate acolo, dăm să beau cafea, nu mai ies. M-am dat ăla să beau câteva whisky-uri așa. Bă, ieși și nu poți să dai demisia, cum să dai demisia din partid, din astea, că... Morți, mă, zice, era acolo, înțelegi? Ieși afară, spune că ești bolnav și că te retragi. Și am venit la tribună și am zis, sunt bolnav și toată sala, se vede, se vede. Luam aș psta la ampulă și am plecat acasă. Asta a fost singura mea apartenență la vreo mișcare din asta. De... Dar cercul tău era tu cu Nicu Ceaușescu. Zoe Ceaușescu am înțeles că nu era atât de bezmetic. Nu mai deci Zoe, Valentin și chiar Nicu, Zoe era și chiar a fost una din foarte bine pregătită din punct de vedere profesional. Băi, de Valentin Ceaușescu știu. Cam și interacționat la un moment dat. Nu, și Zoia, și pe Zoia au ajutat-o și ea când era la Pârnaia, a venit și au și a angajat-o și că era foarte bună pe matematică pe astea. Și cred că era bună. Pentru că ea a avut o educație, adică a fost cu și Nicu era foarte pregătit în, adică cu cartea cu astea. Asta am înțeles, doar că toate aspirațiile familiei Ceaușescu, aspirațiile de natură politică, s-au dus în Nicu Ceaușescu. Domnul Valentin era mai libertin, Valentin a studiat în Anglia, altă fire. Omul era bridge, campionate internaționale, mondiale, că omul era pe astea, citea în continuu. La bridge. Juca bridge, era foarte la jucător. Bridge, la bridge. Da. Așa. Ca să joci bridge am înțeles să fii deștept. N-am jucat bridge pentru că nu sunt deștept. Dacă eram deștept, cred că jucam. Eu am jucat hora staccato, o periniță, la un botez, un viol cu tâlhărie și am plecat acasă. Ce? Unde morții vă să joc? Înțelegi? Și dacă stau acum să mă gândesc că ce a făcut Ceaușesca împotriva mea, era foarte logic, pentru că nu putea să stea Nicu în preajma mea, pentru că eram foarte turbat. Am tras pe Chiselef, am tras... Zi-o pe asta cu trasul pe Chiselef acum. Ai tras cu arma pe Chiselef. Cu arma pe Chiselef. De ce? Dom'le, a pornit... Zi toată povestea. Da, dom'le, zic, beam la Doina. Așa. Deci la mine totul rezumat de la un șpriț. Ajunsesem la Doina și pe cred că a murit Dumnezeu să-l ierte, pe ăla îl chema Napoleon. Dar și-l chema în acte.
Așa. Responsabil. Responsabilul de la Doina. De la Doina. Și am ajuns pe la vreo două noaptea și n-aveam masă. Zic, bă, să vină responsabilul, că vreau o masă. Până a venit, aveam asta, tăgeam fața de masă, începeam un iure, să fac o stricăciune. Dacă eram inteligent. Înțeleg și a venit ăla și a zis Napoleon. Și zic, Gheorghe Dojea sunt. Imi-a să pun mâna pe toporul, să zic, eu îmi țin mai la mișto la Dumnezeu, eu calmează-te. Așa mă cheamă. Cum se cheamă, bă, Napoleon, pe tine? Și să fii la Doina. Napoleon era la Waterloo, era pe bătăi, prostiile mele din cap, vorbele mele de idiot. Și în fine a scos-o un buletin și a venit așa. Și a început acolo, noi stăteam vis-a-vis de ambasada rusă. Așa. Și tot spunea aia, mai încet, Serghei, că se supără Trosdenko, că se... Mă, dar cine-i Trosdenko ăsta? Chiar așa se zbură pe noi în continuu. Tu era cine? Era ambasador. Era ambasador Uniunii Sovietice. Și m-a omorât până dimineața, Trosdenko ăsta. Și zic, hai mă, să mergem la Trosdenko ăsta, să vedem ce suntem capabili. Aveam parpalac, am luat o armă, mi-a luat cu încă doi. După mine, unul care îl chema, era porecliș Strauss și avea și în casă crucea de fier, avea crucea de fier, că fusese pilot. Pale, avea o cască de neamț. Și am mers acolo și, bă, dacă ești bărbat, și afară, prostiile mele, milițienii ați du-te, Serghei, acasă, nu fii idiot, termină. Noi suntem chiar vis-a-vis. Aveam și noi miliție și toate alea și am văzut că nu este aia, că și n-am avut așa și că mă, să luăm și două, trei portofele, dacă tu am ieșit pe stradă, înțelegi? Și m-am dus primii care a venit, bă, dăm banii, ce mă, când am dus să trag bun, că deau alea. Stai să vezi că nu s-a tăiat. Am văzut că vine poliție multă, că ăștia au spus că se trage între mizil și ruși. Nu știa că eu sunt trăgător, înțelegi? Așa. Venise postelnicul, venise aia, blocasele străzile. Mamă, mamă. Venise toată lumea. Ăștia în retragere, că le-am dat ordinul. Risipiți-vă, mă duc acasă să mă... Gata, să mă... Am făcut-o grea. Ei au mai tras și în două, trei, unde mânca lumea prin vilele alea. Le-a tras în lămpi, în alea. Și când s-au dus ea și l-au prins pe ăla, au zis că organizație fașistă, că sunt căcat alea. Tu știi că eu am mașina lui postelnicu acum? Da? Da. De unde l-a luat-o? Mai complicat. Eu am Mustangul ăla lui Postelnicu. Eu l-am acum. Ole, pe Postelnicu. De ce eu? A, mă. Dă-l dracu, deci. Așa, ok. A fost ministru de interne, ca să o lămurim. Și când s-au dus, după au venit și... Îți dai șucăr mare. Și a venit tata acasă. Ce ai făcut, băi? Tras? Nu, domnule, dăm arma. Și am dat o armă de... Atunci a fost tata prima oară și ultima oară violent cu mine. I-am dat o armă de jucărie și a scos pantoful și mi-a dat în cap. Băi, ești cretin, tragi pe acolo. Deci tu ai tras cu arma semi-automată în ambasadorul Uniunii Sovietice. Acolo am scos arma, am făcut alea, dar am tras pe stradă, în lămpi, în alea. Și după aia am avut o mașină de miliție să-ți povestească Nicolae Ceaușescu, e sigur Brinchi, care e nepotul, care îl cheamă ca pe Nicolae Ceaușescu. Așa. Care atunci aia ne-a luat mașinile, că am tras la Arcul de Triumf. L-am oprit și am tras și au zis, domnule, au venit unii cu păr lung, au tras, l-au băgat pătrun într-o mașină. Am mai tras și pe la Znagov, prin pădure, s-au mai deschis focul, mai multe situații. Dar din punctul tău de vedere acum, la 68 de ani, care e cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut-o pe vremea aia atunci? Multe. Nu, cea mai mare? Păi în continuu era cât o tâmpenie mare. Nu, dar aia pe care o și regreți. Păi nu regreți niciuna, că nu era cu victime. S-a întâmplat să fie și cu victime? Nu. Niciodată? Nu. Deci era numai pe... Prostiile mele din cap. Efectiv pe prostii au fost ale. Caterinci! Făceam ce-mi venea, prin cap aia făceam. Eu înțeleg ce spui, dar tu îți dai seama că, băi, tu făceai ce voiai în contextul în care... Bifet în care tot prostia. Deci în prima fază râdea și Ceaușescu și cu ea, că le auzeau. Ce-a făcut Sergei, ce-a făcut aia. După aia când au început să-l... Să se audă pe afară, că mergeam tot așa și am dat cu niște sticle în aia de la Europa Liberă. Și au zis, uite, dumneavoastră, sunt bată, trag, fac. Cu aia de la Europa Liberă, ce ai mai avut? Umblau cu noi mașina să ne filmeze și eu am văzut și le-am marcat niște sticle în barbiță. Nu știa că sunt de la Europa Liberă. Am crezut că sunt unii băștinași. Am înțeles. Unde s-a întâmplat asta? Brașov, veneam de la Brașov la Predeal. Ok. Hai să ne întoarcem la treaba. Dar fărâmam totul, domnule, nu pot să povestesc că ce-mi e bun. Dacă intram într-un restaurant ăsta, terminam totul. Și la Ceaușescu, la munte, la un moment dat, dacă puneam pe rest, te curenta cât apar un casă, făceam alea. Și a doua zi, zugrăvă, făceau totul. Da, eu știu, eu adică sunt perfect conștient. Voi
în momentul ăla aveți toată țara la picioare. Da. Erați intangibili, nimeni nu putea să vă facă nimic. Dar nici nu e să pună problema. Erați inconștienți. Nu eram inconștienți, ți-am spus, dacă toată lumea a venit o profesoară nouă, ca să înțelegi, da? Era tablou acolo, era oia nouă. Așa, da. Și pe aia și în clase. Și nu m-a văzut. Eu eram jos acolo la bancă. Așa. Înțelegi? Și nu știa cine sunt. Și a zis, când a văzut că erau unurile totale în clasă și în astea, a zis, s-a uitat pe catalog și a zis, mizilă ăsta o fie ăla din primele mărci care învață. Așa. Înțelegi? Și când a strigat de acolo, eu am apărut de pe bănci, am sărit și am sărit exact pe catedră. Și aia, cine ești? Cine vreau eu? Nu s-a așteptat să fie o mizilă. Și a zis, să vii cu tactul la școală. Stai așa că vin acum. Mamă, rădea ăia când au ținut Valentin cu Ceaușești. Și m-am dus și la portretul, îl scuipam, uite-l pe tata. Aia, o să te duci la pușcărie. S-a dus în cancelarie și a spus la directorul meu, domnul un vagabond, a venit, nu știu de unde a venit, bă, mergea pe bani, mergea pe alea, a luat tablul, a scăpat, lasă-l, domnule, bă, mutăm, lăsați-l, pace, că știi, măi, care-i cazul? Păi și până la urmă ai avut parte de educație sau nu, dacă, că să mă ierte Dumnezeu, nu ești venit cu barca așa, adică eu domnule, când am stat de vorbă serios cu tine, am stat de vorbă serios cu tine. Am fost autodidact. Da, domnule, nu, adică am și mai bătrân, n-am citit mult, că nu am răbdare, dar am urmărit foarte multe emisiuni documentare la televizor, la astea, adică mui pe History, pe alea, pe alea, pe alea, pe alea, adică dacă te bag în orice domeniu, nu te prinzi că nu le-am citit. Așa. Hai să ne întoarcem la treaba aia cu pictura. Tu ai zis că n-ai mai pictat din 89. Să murea de foame. Apă, ceva, ne dați sau nu ne dați nimic, ne țineți pe uscat. Ai apă, ai ceva? O cola, zero? Da, păi eu te-am întrebat ce vrei. Mai ai alcool? Păi nu, ți-am zis ce vrei să bei. Și tu ai zis, ai sărit, gata, nu bea păi alcool. Nu, eu am crezut că vrei să mă inviți... Nu, tată, zi... La secția alcool. Luăm apă, luăm... Nu, la secția alcool, eu nu beau. Eu sunt de la care nu bea. Da, știu, multă lume zice, stai liniștit. Baboiaș, colă, apă... Ia o cola zero la jumate. De... Nu sticlă, în plasticul ăla, sau ce morți mă zic. Ia zi, așa, deci fii atent, în primul rând că pe mine m-a deranjat, au propus să mă scoată din Uniune. Din Uniunea Artiștilor Plastici. Așa. Și acolo pleșul a fost foarte în regulă. Și a zis, dom'le, ăsta ce a făcut? N-a fost membru de partid, n-a avut alea, a pictat flori, case, dude, n-a făcut tabloul ăla, n-a făcut nimic, n-a făcut nimic și că până la ce grație dăm afară dacă a fost rudă cu ăla. Și atunci deja m-am zis, ia mă, pișeam așa pe ăsta, uite mă, dă pe mine afară, care, ăia care l-au făcut pe Ceaușescu toate pozele și în toate alea erau mari, mari ciste și portrete și case, alea așa, și eu care n-am făcut nimic, am făcut două găini moarte și doi fazanți, mă dai afară, dă-te, mă dai, mă, uite, te întreb acum o chestie, Sabin Bălașa a fost artist a servit sistemului sau nu? Păi, din moment ce faci portretele la comandă și alea, eu zic că e, dar într-un fel era normal, asta nu mi se pare normal, pentru că toată lumea a avut artiști sau astea care i-a făcut, e logic. Dar Sabin Bălașa e un pictor deosebit, din punctul meu de vedere. Păi da, e unul din cei mai mari artiști plastici. Da. E, după aceea, condițiile care le aveam noi la Uniune, care erau impecabile. Așa. Adică noi, atunci, Uniunea, în primul rând, că avea o clădire superbă, care era aici, pe lângă Pașapoarte, o clădire veche, superbă și astea, și condițiile care le aveam. Deci, ca membru al Uniunii Artiștilor Plastici, aveam atelierul gratuit, aveam culori la un sfert de preț, ne dădeau bani pe lună. Noi ăștia mai tineri mai puțin, dar ăia mai care erau mai brădus cu valiu, piliuță, pacea, ăia luau bani grei pe lună. Înțelegi? După aceea aveam sala gratuită, făceai expoziție la un an, la doi, și veneau și îți luau de banii care ți dădeau, îți luau tablouri. Statul. Venea CCUTC-ul, venea cultura, veneau sindicatele, veneau externele, că făceau cadouri sau treburile astea. Deci nu ți era traiul greu, înțelegi? Pentru că tu luai lunar 20.000, 3.000, 4.000 în funcție de cât de tare erai ca pictor sau cât de tânăr. Asta e că 20.000 erau bani foarte mulți. Pe ei luau și cam și 40.000 am văzut pe aștia de și astea, adică ea mari.
Ok. Și practic îți luau tablouri de bani respectivi. Care au chestii foarte mișto, nu? Bă, da. Era. Tabere de creație gratuite. Pentru pictor era mai puteai să faci, dar pentru sculptor, de exemplu, era un mare avantaj. Pentru că cine îți dă ție o piatră sau un ăsta pe gratis care te costa 100.000 să stai să o lucrezi astea. Și în taberele astea îți făceai lucrarea ta două, trei și lăsai și lor una. Mâncare, băutură, dar la nivel mare. Adică și în Neptun, era casa scriitorilor, casa teoplastică, care și în alea, adică casă făcută de Nicolae Ceaușescu, adică de condiții de 5 stele, 6 stele. Mai era o chestie inteligentă. Afară, dacă făceai o expoziție asta, o făceai sub patrimoniul Consiliului Culturii și astea și venea ambasadorul, venea un critic, de exemplu, când am făcut eu la Roma, a venit Frunzeti. Așa. Și altă mersi, altă, cum să spun, adică făceau cu un vernisaj, cu o masă, cu o chestie, invitau oameni de arte, invitau oameni de afaceri, adică altfel aveai de cum vii acum, te duci și vii tu, cum am venit eu din România cu un tablou, bă, vrei să mă lași de expun și eu dă-te, adică îi dădea o forță, înțelegi, adică dădea o chestie. Și atunci cât adevărată e povestea aia cu tine care te-ai dus la Berlin să vinzi tablouri? Păi le vindeam, sau nu e da, dar le vindeam peste tot. Dar stai puțin să spun ce condiții aveai. Aveai Academia din Roma. Așa. La Academia din Roma veneai, plăteai în lei, nu știu, 15 lei pe noapte sau nu știu ce, unde aveai atelier, casă, stăteai, lucrai, făceai aversare expoziții, făceai expoziții unde veneau toți ăștia. Adică aveai niște facilități. După Revoluție ne-a băgat la meșteșugari. La aia cu plachiurile, cu alea, ne-a luat atelierele, ne-a luat Uniunea, ne-a luat alea, ne-a luat toate, sala ți-o plătești ca oricine, absolut totul. Înțelegi? Și n-am stat tot eu să mai stau acum, mergeam pe la toți băia care înainte aveau bani, toți artiștii erau, toți n-aveau bani, n-aveau nimic, pentru că s-au pus și apartă. Imediat pe Revoluție, și pe actor, nu, Sandu Sticlaru făcea chei în pasaj. Și ca filme, nu? Se făceau 100-200 filme pe an, că degeaba se plângăște acum. Și acum nu se face mic. Era la Mogoșoaia, acasă, unde stăteai tot pe gratis, bai. La toate astea plăteai, la coș, la astea, plăteai, te costa o masă, te costa 5 lei, 6 lei, erau totul pe gratis. Dacă erai scriitor, artist sau astea. Adică aveai niște avantaje mari. După aia n-am avut niciun avantaj și n-am stat, m-am gândit că sunt destul de bătân să stau eu până își vine arta, până își revine astea. Afară nu mai vindeai, pentru că afară înainte vindeai, pentru că veneai de aici și noi aveam o pictură colorată, adică eram mult altfel decât ai lor. După aia au venit toți, când s-a rupt, au venit toți aia sute și nu mai interesau pe aia chestia asta. Înțelegi, să stau pe afară, să stau să ajung așa, zis, până ajung pictor mor de bătrânețe, eu m-am obișnuit cu lovele, cu alea, cu alea, zic, mă, o iau pe afaceri pe astea și dacă mai pipi. Îmi pare rău. Normal aș fi vrut orice om care își dorește să facă bani pe meseria care a făcut-o. Foarte puțin sunt care au reușit. Foarte puțin. Adică să, bă, uite. Erai pasionat de pictură, deci hai să o lămurim pe asta. Asta făceam. Adică am singura pasiune constantă da, pe care ai avut-o da. A fost și vrei pictură. Să spun ceva? Nici nu beam că pictam. Asta e o vrăjeală, că pictezi bea. Asta e o vrăjeală, să bea după aia de să vomita. Cu actorii și cu artiști și cu astea. Dar nu poți să bei, pentru că pui o pată, pui o culoare, pui asta și te duci acasă, te gândești, bă, cum o fac așa, o pun așa, adică nu e că faci, chiar dacă ești foarte talentat, tot ai o gândire și o chestie care te gândești la tablou respectiv, înțelegi? Și eu afară vineam foarte bine. Înțelegi? Eu eram foarte colorat, eu mai colorat, nu știu dacă e tablou, mai colorat ca pacea și ca aia. Da, am văzut vreo două tablouri. Și aveam simțul culorii foarte, 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 foarte tare. Eu am fost ultima generație a lui Alexandru Ciucurencu, care pe mine a fost cel mai mare pictor al nostru, mai ales din perioada aia. El, baba, ăștia, ca ăștia au fost. Ăla pe închis pe asta, pe clar obscur, ăsta pe culoare și pe astea. Și nu prea mai ne știa. Că era dus. Înțelegi că atunci mi-am dat seama că practic am talent și mai era unul Cilievici, Dumnezeu să-i ierte, și el la mare pictor, care îl a ocupat de noi, a murit și Cilievici. Și credeam că eram eu idiot, ăsta era Cilievici, era unul mic și el tot timpul avea bolă pe mine și eu veneam cu povești cu unul mare, cum bătea 10 mici din astea și el,
ne împărțise în două. Ăia care îl ascultau și ăia care nu îl ascultau. Eram în două clase. Și tot timpul vrea să ne dea, maestru vrea să ne dea notă proastă, dar ăla punea tabloul meu și făcea, uite că așa și că așa și că n-a făcut și că n-a făcut și făcea, făcea ciucunecă, lasă-l, lasă-l, nu știu cine, nu știu, dar tu nu vezi că ăsta i-a dat, mă, ăsta i-a dat culoarele ăsta, mă, ăsta, deci poți să fac orice, asta nu înveți culoarea. Desenul nu vezi, dacă are culoarea în el, ăsta este pictor, înțelegi? Da, dom'le, dar n-a desenat, lasă-mă că uite. Și aceea mi-am dat seama că am culoare și asta. Și mi-a plăcut și mi-ar fi normal că mi-ar fi plăcut să fiu, să fac banii care am acum, să trăiesc din pictură, ar fi fost ideal. Dar e greu. Mai ales, noi am prins o, ăia dinainte care au fost Viorel Mărginean, Pacea, Piliuță, uite, Pacea a făcut și, Pacea a fost și membru, că și aici a fost deștept Ceaușescu, Pacea a fost și membru Uniunii Arților fără să fie membru partid. Da. Adică, acolo nu-i mai interesa chestia asta. Bă, dacă ești bun, ești bun. Asta vreau să zic, care era nivelul ăla la care, peste care dacă treceai, nu prea să mai zicea partidul nimic, te lăsam plata domnului. Când aveai o cotă, când aveai o chestie și când aveai succes, pentru că ei luau tablourile astea, că le dădeau cadouri când mergea asta pe afară, prin astea, adică cu ce să mergi? Să mergi cu... Eu nu pot să uit cum pe vremea lui Ceaușescu, spre exemplu, Nichita Stănescu, poți, era rockstar ăla. Nichita Stănescu. Am bușit cu Nichita. Vreau să-mi povestești de asta. Pe ce să povestesc? Că ne încurcau cu poezile, nu mă înțeles în viața mea nimic. Grele, nene. Da, știi că a fost geniu Nichita. Adică normal, știi. Cum să nu știu? Este singurul poet și singurul scriitor român. Dar complicat pentru mine. Bă, complicat, necomplicat e mai... Eu pot sintetizez de ce a fost geniu, foarte simplu. Pe, oricum, îți dai seama că din moment ce l-au recunoscut, aia a fost geniu și comportamentul lui era de un om și... Altceva voiam să zic. Era singurul artist român care avea poster scos. Eu am posterile alea cu Nichita de pe vremea lui Ceaușescu, cumpărate de maica mea. Erau niște postere. Nu, am avut și Nichita au avut și actori în alea cu zi... Cărți poștale? Cărți poștale și poștale cu el și astea. Băi, eu, din câte știu și din câte mi s-a povestit, cele mai populare postere erau alea cu Nichita Stănescu, care au format A4, așa. Da, dumne, era, oricum, și el, eu zic că a fost și geniu, a fost și Păunescu, și cu toate că el a fost un tip mai, a avut perioada lui Ceaușescu, când făcuse bine, el o făcea pentru el, dar dacă... Ce zici, că a fost și el poet aservit? A fost aservit, dar geniu. Adică dacă citești cartea de la Bârca la Viena, care este genială, și, și aia, uite, aia rugă pentru mama aia, care e așa, când eu de câte ori aud, eu plâng, nene. Adică lovea în... Bă, arta ce înseamnă arta? Arta este chestia când te mișcă cu ceva. Nu? Dacă nu îți transmite ceva și te mișcă în rău, în bine, așa, nu e artă. Și atunci când stăteai cu Nichita, ce simțeai? Deși nu înțelegeai. Se vedea că e... Și cu toți, că stau cu toți, cu Fănuș, fratele meu, și Fănuș, bun de tot, nene. Fănuș Neagu. Fănuș Neagu, da. Am auzit că era mare personaj. Da, și Caterincă și... Vernisaj. A, așa. Vine Fănuș. Și tata, Sergiu Nicolaescu, Iliescu, Milescu, toți critici de artă, Hăulică, tata, ți-am zis că a fost asta, tata a fost și nașul lui Hăulică. Hăulică, ca să înțeleagă, a fost unul și mai critici ai noștri și șeful criticii mondiale a fost la un moment dat. Și tata era nașul lui Hăulică, tata era înconjurat numai de artiști. Era o chestie care îi plăcea asta, am citit și eu treaba. Da, dom'le, colecționar, trebuie să iei tablouri de, în casă, cărți, muzică simfonică. Eu nu am halit muzica simfonică niciodată, n-am înțeles nicio formă. Îmi spunea tata, închide ochii și auzi calii, să moară mama, am închis ochii, n-au niciun cal, am auzit mai dopurile de la vin cum au sărit, ieși afară, băule. Olă, Serghei. Când m-am dus cu șafra aia de mădălin voi cu fostul meu prieten la concert, când au închis să ia ochii, i-am luat, bă, dormiți când cântă ăsta. Nu, că știau că cu ochii închiși pe ea, prins să dormă, dă-te slobos când cântă al meu. Tu te-ai certat cu mădălin voi? Pe toată viața. Am înțeles. Povestim? Putem, e de povestit? Hai, de ce?
Nu, dar e lepră, da. L-am lăsat mușat. Am văzut manevra aia cu banii aia, mă rog, da, mă, cu evaziunea fiscală. Aici. Nu, dacă e evaziune, nu. Omul, cum să spun, a îmbătrânit urât. Asta e. L-a marcat și chestia asta, prostia, să-l bagă în politică, să-l bagă în asta, a început să nebunească, să facă. Toți oamenii când ajung pe niște funcții, de asta spun că e o trăsătură de caracter, bă, o iau razna. Și toți vor mașini, aghiotanți, girofaruri, putere. Asta nu mi-am dorit niciodată chestia. N-am muncit niciodată și n-am vrut niciodată să am astea, că mă piș pe ele. Eu, da, ai venit în subsol aici. Eu sunt vorba. Eu că sunt eu, nu că m-a pus Iliescu sau m-a pus Werner sau mă pune la sau mă pune la. Tu nu vezi cum sunt, dar tu nu vezi reacția lor acum când pierd. Uite-te la congresul ăsta care a fost acum, că mie nu venea să cred că poate să existe. Bă, să se bată la propriu, bă, pe bani și pe alea și pe funcții și pe toate alea la nivelul ăsta după 30 de ani de la Revoluție. Și ce prăduieli între ei, stai că l-a băut, că l-a făcut, adică, bă, o chestie, bă, Caragiale ăla din punctul meu a fost geniu, mă, mâncați așa pe rata. Ăla ne-a prins caracterul nostru exact, ce se întâmplă acum. Te uiți pe coridoare, te uiți cum bătea pe aia, pe ziaristă, cum se bătea, cum ăla, să-l turna pe Orban, îl turna pe ăla, îl turna pe Orban, ăla îl făcea, auzi, să-l cheme la judecată, că de ce a spus că nu mai e cu Iohannis? Păi dacă sunt politic, nu mai pot să fiu cu tine. Cum să mă chem, tu mă judeci pe mine că nu mai sunt cu Iohannis? Pe păi dacă Iohannis mi-a făcut cheie, nu trebuie să mă, ce, să rămân cu tine? Da, aici ai dreptate. Dar uite-te la toți cum se mută de la un partid la altul, nene, că nu există stânga, nu există dreapta, toți sunt, se duce la un partid la altul, adică în primul rând că nu au niciun din partid, dar nu au nicio chestie, adică înainte știai, bă, ăla avea doctrina asta și avea. Bă, dar lasă asta. Eu am un prieten din Anglia care tot venea pe aici, un zician și astea, mai vrea mai avea concerte pe aici. Și s-a nimerit la un moment dat, în 2017, când am ieșit cu toți atunci, ne-am făcut nu știu câte sute de mii în fața la guvern, exact în ianuarie. Când am ieșit pe frigul lui Satan, da, știu. Am crezut noi că facem ceva, dar n-am prea făcut. Mă rog. Și erau mișcările alea sociale, văzuse și ăsta pe CNN, pe Skype, preluaseră toți aia de afară și... Toată o vrăjeală. Bă, ce se întâmplă la voi? Și am încercat eu să-i explic și logica lui s-a potignit în momentul în care am încercat să-i explic că Partidul Socialist din România e de centru dreapta, de fapt. Așa că e ideologie politică. Da. Și Partidul Liberal din România e de centru stânga. Așa pe așa e, la noi e invers. Da. Și ăsta nu înțelege. Zic, bă, cum e la voi în Anglia volanul pe dreapta? Pentru, îți explic eu de ce nu înțeleg. Pentru că, uite, eu afară, când am mers în Belgia acum vreo 40 ceva de ani, 50 de ani, aveam un prieten care fugise acolo, Radu Apostol, și făcea științe politice din astea. Și m-am dus eu acolo, bine, m-am dus să mă ocup cu alte obiecte de împrumut de astea. Și zice, ce faci, mă? Și păi stai, că sunt la marxism, sunt la leninism, și eu atunci am zis, păi cum voi învățați în capitalism? Păi dă-i slobos de aici, ce aveți voi cu lei? Și a zis, nu, mai aici învățăm toate doctrinele, toate astea, că știm exact despre ce e vorba, nu? La noi unde învață? Cine învață acum ceva? Ești prieten cu mine? Hai la Ciordeală, vină un coace. N-are nicio doctrină, nicio școală, nimic. Ești cu mine? Hai. Care e cel mai bun politician român? De după 89. Care a fost? Adrian Năstase, din punctul meu de vedere. Stai așa. Pe ce? E cunoscut de toată lumea. A fost cel mai tare, ne-a băgat în NATO, în Schengen, Bengen, Heng, toate alea. Cum? Nu Băsescu. Băsescu a ars toată țara. Băsescu a avut o praf. Că sunt tabăra aia care zice că Băsescu. Niciodată. Păi, dar n-ai cum. Îți spunem ce a făcut Băsescu bun. În afară de a inventat toate sistemele astea de securitate, a ras toată țara, au furat ca la bălie de nămol și au plecat. Răspunde dacă vrei. Nu. Așa. Și și-a băgat și toată familia. Bă, un om șmecher... Că eu am spus și m-a făcut rezidua comunismului. Nu-și bagă copiii, mă. Aici ai dreptate, da. Pentru că un băiat deștept nu face așa ceva. Pentru că s-a luat de mine când a apărut toți aia, când a băgat-o pe Eba, care e o fată extraordinară, e o fată așa, și el vrea să o bage în politică. Nu-i de politică, domne. Că nu știe.
tata de ce n-am încercat să mă bagi în politică? Zic, bă, du-te, că nu e... N-ai ce faci. Și au scos toți aia bilețele roșii că nu e aranjat. Pe cum nu fie aranjat? În primul rând, câți bani s-au dat și cât au avut ca să ia semnăturile. Și cu japca acum luau semnăturile ca să fie europarlamentar și alea și toate tâmpenile aia. De ce să o bagi, mă, frate? Și pe aia altă, o bagi până aia cu toate notariatele și prin toate alea. Fă, bă, dacă ești șmecher, pă, șmecherește, nene. Da, aici ai dreptate. Una la mână. A doua, a făcut varză totul. El a inventat Chiove și Coldea, arestările, absolut tot. Și fii atent aici, că el a avut boală să-l aresteze pe Năstase și Năstase a fost ăla care s-a opus și a întors mașinile când a vrut să-l aresteze pe el. Știi lucrul ăsta? Nu știam. Păi cum? I-au stat în bloc, unul cu altul, la Arcul de Triunf. Așa. Și când a vrut să-l aresteze, păi cum? Documentează că când a vrut să-l aresteze pe Băsescu atunci, cu flota acolo, a spus nu începem, nu deschidem cutia Pandorei. Am înțeles. Deci el a avut, în primul rând, că pe ăla îl cunosc de copil, l-a avut școală, l-a terminat, a intrat primul la facultate, a terminat două facultăți cu șef de promoție, dreptul și alea, adică omul rasat cu cărți, cu artă, cu, adică nu așa că ai cam ajuns, am și o trei clase. Tu ne-ai zis că ăla acum îl pune ministrul de finanțe și ăla nu știe salariul mediu. Păi cum să vii? Dar în primul rând că n-aș răspunde. Dom'le, sunt pus de azi, lăsați-mă să mă documentez și venim pe o săptămână, îl spun totul. Ăla primul spune că nu mănâncă pâine. Păi mă interesează pe mine ce pâine mănânci tu, bă? Ăla te-a întrebat ziaristul dacă știi prețul pâinii, nu dacă mănânci pâine. Niște oameni care n-au nici încredere. Aia cu pexiglasul, aia e genială, cum să pui mai ministru, mă, bă, ministru învățământului și astea, când ea nu putea să articuleze, nu? Ai văzut-o pe asta pe Turcan, acum că asta a fost genială. Asta este cea mai tare vorbă care am văzut-o vreodată. Au voie să manifeste împotriva vaccinului ăia care sunt vaccinați. Pe cum să spui imbecilitatea asta? Păi cum, bă, n-au nicio legătură, mă. Parlamentul a devenit să bat, să scuipă, să înjură, să huiduie. N-ai văzut și acum la congresul ăsta? Aia a fost chestie de Maidan, să se urle, să mănânce mici afară, să intre înăuntru, să se pișe pe noi. Noi cu măști închidem școli, închidem totul, n-ai voie să intri, să mănânci la mol, că n-ai mască și ai acolo în mici, ce grohăiau, ce bășini, ce dansau înainte pe mese, ce făceau, ce... ăla-i congres. Dar în primul rând, cum o să huidui și cum să huidui? Nici cu asta nu sunt de acord, să-l huidui pe președinte într-o țară în care, dacă venea la opoziție, bă, sunt de acord, eu sunt opoziție, te huidui pe tine ca președinte. Dar tu vii la partidul tău, te huidui partidul tău. Nu ai prins-o. Asta a fost cam cir, da. Păi, e de căcat. Înseamnă că nu e partidul tău. Bine, și el acum a venit, că ăla după, ăla normal n-avea ce să caute acolo. A călcat Constituția. Președintele este imparțial. Un echilibru între partide. Bine, a călcat un 24 cu 24. Și tu că i-a dispărut PSD-ul de pe gura acum care ne vede. Un cuvânt n-a mai scos. Pe dacă era acum 2 ani de vie ce urlai la tribuna acolo PSD, cum a făcut PSD-ul, cum a făcut căca PSD-ul. Și imbecilitatea acum să ajungi într-o țară în care să cacă lumea în pungă de foame, tu le recomand să joace golf, care e cel mai scump sport. Pe aia nici eu n-am înțeles. Nu știu, mă, nimic, nu interesează nimic. Absolut nimic. Ți-am spus înainte, oamenii și afară, uite-te în Occident, că ești băiat citit, că te-am citit acum, am vorbit cu tine. Afară ai văzut că ajung președinți, oameni care au un istoric în spate, o familie, o van, o cultură. Ne lipsesc politicienii aia din tată în fiu? Păi bineînțeles că acolo l-ai văzut în Anglia. Ăla e laburist din tată în fiu, ăla este conservator din tată în fiu, aia merge. Și merg prin alternanță și ăla stă în partidul ăla, așa, și mai au o chestie, când a pierdut sau când a avut, face pasul înapoi. La noi, unul a putut. Uite-te la noi, la toți care au pierdut alegerile, au încercat să-și facă alt partid. Așa, da. S-a pus pe partidul care l-a promovat. Și mai e o chestie care eu nebunesc acum când îi văd. Dom'le, când mai securi, când mă uit acum la Dragnea, dom'le, când mai securi, pe de ce n-ai spus, mă, atunci? Sau ăla, că Ponta, că PSD-ul partid de hoți, pe nu l-ai condus tu, mă? De, a, erai șmecher, spuneai, stai! Când erai atunci? Eu sunt președintele vostru, ăla-i hoț, afară. Păi stai și când a dat afară, sunt toți hoți. Ca și ăștia din ministerul, acum de la sănătate, când au plecat ăștia. Dom'le, când n-aveai niciun ban. Pe cine ai spus, mă, cât ai stat ministru, când te-a dat ăla afară, spui că n-ai niciun ban? Și dacă rămâne ministru, cum duce ministerul dacă nu mai aveai niciun ban?
Adică la noi toți. Și imediat pleacă să-și facă alt partid. Și ce-ți facă cu alt partid? Bă, afară, exact ce ai spus tu, ăla afară care e din tată, fiu, uite la Kennedy ăla care a zis, bă, mor 5 copii, dar ăla ajunge președinte. Dar sunt oameni cu bani, cu educații, cu școli făcute, domne. Nu am jucat barbu cu tine și acum mă pui ministru mâine. Așa e. Și în toată economia asta a clasei politice, cât de important a fost Corneliu Vadim Tudor la un moment dat? Am înțeles. Dom'le, Corneliu... Ion Rațiu și Corneliu Copos au fost foarte importanți și ai cu tot o altă discuție. Presupun că ai cunoscut. Absolut. Corneliu Vadim Tudor, normal și normal, el trebuia să câștige alegerea atunci. Alea în 2000. Alea în 2000, când a fost un blat ordinar și tâmpenia armatei tipii românească, votăm rău mai mic. E o imbecilitate, dacă e rău, e rău. Nu? Adică cum mergem pe rău mai mic și rău mai mare, adică ce e asta? Deci înseamnă că noi nu avem nicio doctrină, nu urmăresc niciun partid, nu mă interesează partidul, mă interesează doar răul. Eu când votez un partid, le-am spus și la asta, una la mână, mă uit pe toate posturile, domne. Pentru că fiecare post, în funcție de cine e plătit sau cine stă în spate, ridică, ține cu o parte, cu o tabără. Uite acum, dacă te uiți, de exemplu, pe anumite posturi, nu spune nimic cu gazul, că se scumpește cu alea, îmi dă cu virusul, îmi dă cu ce în America, îmi dă cu Bin Laden, îmi dă cu astea, nu spune nimic de ce se întâmplă acum. Sau dacă sunt mișcări sociale, nu dă o secundă. Sunt posturile care dau. Și atunci eu le-am recomandat la toți tinerii, bă, dacă vrei să faci ceva, te uiți la toate, domne, și stragi tu cu creierul tău. Bă, vezi ce spune ăla. Și mai chic o chestie. Eu mă uit și cred în ăla care mi-arată scris, mă. Nu vorbe. Că vorbesc sunt toți. Te uiți, am ales cum se înjură, cum se scuipă. Cum a ajuns un circ politica. Întâi se înjură, bă, bagabontule, bă, ești un prost, ești un mincinos. Fii atent ce te întreb acum. Întreabă-mă, dar sunt numai ei. Pârnăile de emisiuni. Mâncați așa, ai fost... Capatul s-a plictisit de tine, mă rog, te duci în seara asta iar la el. Nu s-a plictisit, că cu mine face rating. Și asta e drept. Ai fost la toate pârnele de emisiuni și de televiziuni. Îți spun totul, zi. La care televiziune n-ai vrea să te duci sau nu vrei tu din principiu să calci dacă te cheamă? Sau efectiv, la care nu vrei să te duci? Bă, Serghei, vino încoace. Și tu zici, nu, dă-te. Dom'le, nu mă duc... Dar vreau să știu și de ce. Dar tu mi-ți explic. Nu mă duc la... la B1. Așa. Pentru că am fost într-o emisiune la un moderator care e prietenul meu de 40 de ani și am primit telefon că să-mi schimb de poziția, că nu e așa, că e invers, că nu știu ce, care era o chestie foarte clară și foarte clară și eu știam exact ce vorbesc. Și am zis că nu și după aia am zis, băi, fac răul ăsta și așa. Deci eu merg la televiziune în care spun exact ce vreau eu. La B1 ți s-a pus pumnul în gură. Bă, într-un fel, bă, că așa, că te rugăm, dar interveni și prin niște prieteni de-ai mei, bă, să nu mai spună, să nu mai facă. De ce să mai spun, bă, frate, dacă asta e... Ce an se întâmplă asta? Acum 2 ani. Bă, dar recent asta, nu e bine. Mă așteptam să zici un 2010, 2008, 2009. Postul este condus de către... ce foști oameni care au fost în serviciu și foști oameni care au fost... nu vreau să mai intru, că vreau să mă... care au fost foarte legați de familia Ceaușescu. Și se dau de dreapta, de ceasul morții. Deci B1 ar fi 1. Da, nu mai mă duc la, la realitate. Cu toate că sunt foarte dragi... și Alexandra Scamare și Andra Scamică, dar nu mă duc pentru că au încercat să mă ardă odată și eu dacă sunt ars odată nu mai mă duc. A fost cazul cu... Pot să spun și care a fost cazul. Asta vreau să zic. Deci eu m-am dat pe... la început eu am mers pe politică mult. Dar nu mai prins tu la Mădălin Ionescu când... Ba da, cum dracu când avea toate aia, când am văzut ce măgărie sinceră și am zis, mă doamne, în cur de astea, m-a luat, făcut Băsescu lepră, m-a făcut ăla așa, ia mă duceți, mă interesează pe mine prostiile voastre. Problema e că eu de-aia am vrut să te chem aici, că eu așa te-am cunoscut, copil și adolescent fiind, stai puțin să te mic stai așa să zic. Stau cât vrei. Că de-aia te-am și chemat.
un om care a prins și ce s-a întâmplat înainte și ce s-a întâmplat după și pentru că ai văzut la prima mână niște lucruri, mi se pare că ai o înțelegere de asta mai clară a unor lucruri. Păi și nu poți mă înțeleg pentru că în primul că am stat între ei, de la început până la sfârșit și știu absolut ce au în cap. N-am înțeles de ce te-ai dus pe zona aia de Cir și Panaram. Dar acum înțeleg. Pentru că mi s-a făcut scârbă de ei și am văzut că încep să te umfle, să te lingă sau să înceapă să spui, băi, bă, zi, bă, că e bine așa, că e bine așa. Păi nu zic că e bine așa, eu zic că e bine ce cred eu, nu ce crezi tu. Că de-aia mi-a zis toată lumea, de ce nu intri, că eram, ieșeam senator în 3 secunde sau alea sau așa. Bă, eu niciodată nu o să vină mie să-mi spună Iliescu, Vernă sau ăla, bă, votez așa sau face așa. Eu fac ceea ce cred eu de cuvință. Că așa mi se pare, e o chestie normală. Nu împotriva partidului, e o chestie logică, dar să fac o chestie în urma unor discuții, în urma să cădem de acord pe o chestie, dacă bine, nu că acum n-ai văzut că mă uitam la televizor că mulți au votat ceva și nu știa despre ce e vorba. Pe așa mi s-a spus. Așa e, da. Hai să ne întoarcem la asta cu realitatea, că mi se pare important asta. Așa și... Dă-i cu telefonul acolo. Da, nu, că a plecat. Tu, Serghei, cu telefonul ăsta în 2021, ești cel mai și m-au chemat, antitehnic. M-au chemat cazul Bădălău. Așa. Cu aia. Zi exact ce s-a întâmplat. Hai să povestim. Păi ei au divorțat, au făcut toată chestia aia. Și eu zic foarte clar. Zic, bă, dacă vine acolo și au sucit-o și pe nevasta lui Gabi Bădălău, înțelegi? Eu zic, merg acolo, dom'le, dar eu nu dau în tasul. Că eu nu vin să discutăm politică. Și mi se pare o imbecilitate. Dacă ăla e ce e Bădălău ăla sau ce a făcut sau e o boală pe partidul respectiv, că dacă a divorțat fisul sau asta, are vreo legătură cu ăla. Da, dom'le, nu. Asta care a vorbit foarte frumos de familia Bădălău, e, când s-au dus acolo, au îndoctrinat-o și că asta că i-a furat doamna Bădălău, care i-a zis milioane, că i-a furat 200 de euro, a niște măgăriți și niște chestii astea de scursură, înțelegi, care prin la omul fraier prinde, băi, a furat banii lui aia, cum să-i fure banii lui aia, când ăla are bani de aici, furat la 300 de euro. Și chestia asta, și am spus, bă, dacă vin acolo, discutăm despre ăștia, nu despre tasul și ce a făcut tasul. Pentru că am o oroare pe asta să judeci copilul după tată. Eu am prins-o și... Și înainte și după, înainte, a, nu că e băiatul ăla, a, nu, după Revoluția, a, nu că e băiatul ăla. Păi dați-mă slobos aici, și când sunt eu? Ce legătură are ăla cu tata? Sau eu cu tata, sau fiul meu cu mine, nu? Fii atent, că acum mi-ai ridicat-o la fileu pe asta. Deci tu ai avut toată lumea la picioare până în 89. A venit Revoluția. Stai puțin, să termin cu asta. Ei, și a doua oară m-au chemat să vorbesc... o chestie și a venit cum îl cheamă ăla care tot Cartianu. Și cred că Cartianu nu i-a venit, nu, domne, că eu vreau să dau, că ăla nu face, că la să ia, că nu știu, și a zis, domne, că nu știu. Zic, ia lăsați-mă, bă, că dacă nu vrea Cartianu să vină la televizor, pe mine mai mă interesează să vină la televizor, la postul tău, că pe mine mă interesează să vină la postul tău. Și la revedere. Și a treia oară am spus că vin să discut despre Nicu și despre astea, dar nu vin cu Mădălin Voicu și cu oameni care n-au stat acolo și mint. Simplă povestea. Mădălin Voicu făcea parte din grupul ăsta. Dom'le, el a venit târziu. Dar aici era că și aici a început cu o minciună, dar până la urmă l-am sunat cu... că era Marinescu în emisiune și l-am sunat ăsta cu Nicolae Ceaușescu, cu nepotul, care singur era așa, și am zis că dacă minte, intervenim. Pentru că începuse că l-a tras Ceaușescu cu Stani. Eu l-am văzut pe Ceaușescu în viața lui. Nu l-am văzut eu. Deci eu am stat cu Nicu în casă 15 ani. Așa. Dar eu să nu vă Ceaușescu cum stai tu la masă sau să spui, băi, Serghei, n-au țigare sau hai să mâncăm sau să... Niciodată. Păi să vorbesc la cu mine și eu cu el. L-ai văzut pe Ceaușescu cel mai aproape la 40 de metri. Nu, domnule, la... pe vapor odată l-am văzut la ziua Marie, când m-a dat afară, l-am văzut la vreo 6 metri în fața mea. Dar eu să zic, băi, Serghei, știa că există, eu știam că el există, nu, că era, dar niciodată. E, și că ăștia care încep să mănânce căcat, că s-a întâlnit și că ce a spus lui Ceaușescu, ce a spus, deci nu mă interesează. Și am zis, bă, nu vin cu oameni care mănânc căcat. Că e simplu să mănânci căcat și și cred că cum a fost și cu alți politicieni care erau înainte, care au venit, bă, nu vreau să mai dau numele, că am avut atâtea procese, care, și eu mi-a spus foarte clar, și oamenii de televiziune, bă, 20 care îl cunosc, spune că știe că nu e așa, dar sute de mii de oameni care se uită, pentru că românul are chestia aia rămasă pe timpul Ceaușescu, bă, ce e la televizor, e. Care e mare imbecilitate. Mai ales ăștia mai în vârstă. Bă, dacă e la televizor, nu, de la televizor, primul orice imbecil la post și spune tâmpenia care o are el în cap.
Nu, aici e dreptate. Hai să revin la întrebarea asta, de voiam să o zic. Deci tu ai avut toată țara la picioare până în 89, nu zicea nimeni nimic, făcea exact ce vrea, a venit revoluția, s-au schimbat lucrurile. Cum ți-a schimbat ție viața exact? Ai pierdut ceva? Te-ai panicat? Nu! Că tu Cir și Panorama a rămas în continuare și acum da, la 68 de până... Acum... Până acum tot zile. Ultima tot cum am deget. Hai de capul meu, Serghei. Zi exact ce ai simțit. Nu mi s-a schimbat cu absolut nimic. Deci vroiam să cadă sistemul. Dar nu ți-e frică că zice lumea că ești ipocrit? Că tu ai beneficiat de pe urma asta. Statutul era statut. Dar eu am prins foarte mult la lume, pentru că eu nu m-am dat dezident, eu nu m-am dat în toate alea și eu am spus exact ce am făcut. Că eu am exploatat comunismul. Eu mi-am bătut joc și am făcut toate nenorocirile pe spatele lor. E simplă povestea. Eu n-am mințit ca alții că n-aveam vilă, că vindeam castofonul să merg la mare și n-avea vilă la mare. Sau că m-a, ca domnul Jean Maurer, că nu ne lăsa Ceaușescu să mergem să muncim. Da, ăla, noi vreau, eu cu el mă sculam dimineața să mergem la Uremoaz, la 6 dimineața, să sudăm, să facem Ceaușescu. Nu mă, duceți-vă și beți, nu mergeți să munciți, duceți-vă la pescăriul ăsta. Cine pula mea a vrut să muncească, când puteți să muncești? Asta așa. Prăjel din astea și din astea. Și atunci lumea m-a perceput pe mine și a văzut că am spus adevărul. Da, mă, aveam vile, aveam male, aveam mergeți decapotabile, aveam male. Eu am spus totul și asta a fost, că asta a fost. Și cât au fost și când au mai fost. Că mulți au dat dizidenți. Dom'le, că n-am avut, că ne-a dat afară din casă. Din ce casă ne-a dat afară? Te dea afară când nu mai erai, că era casa partidului. Că și aici Ceaușescu că a fost foarte șmecher. Bă, vrei să conduci, n-ai dreptul la casă, la mașină, la astea, așa. Când ai plecat, ai zis, dau eu tot ce vrei, vii la munte, vii la mare. Când ai plecat, te duci și faci banii tăi, ca să nu bagi mâna în caraiman. Ce se întâmplă acum? Știi că n-avea voie mașină particulară sau casă particulară dacă erai debitar? Da. E foarte bună era. Pentru poporul român. Da, era bună. Și uite-te acum. Nu mai avem țară. Hai de capul. Bă, venind de la tine, care și... care ai și prins perioada aia, așa, e foarte îngrijorător, de fapt, lucrurile pe care le spui așa, că noi râdem aici, glumim, dar, de fapt, m-a întristat foarte tare legat de statutul pe care l-avem noi ca țară acum. Păi gândește-te că ăla s-a chinuit să facă o țară, care eram cea mai industrializată țară din zona asta, făceam motoare Rolls, absolut totul. Și ce... Nu, făceam piese pentru motoare Rolls. Nu, asamblam motoare Rolls de avioane și făcusem un avion de luptă cu sârbii, cu motoare de la Rolls. Da, dar am înțeles că nu era cel mai sprăvit. Nu, e, pentru că era sub ei. Cum să nu fie ce mai... Dacă scrii Rolls Royce pe el, nu te lăsau ăia să-l faci, că aveau oamenii lor care supravegheau. Cum să te lasă pe tine să faci? Am înțeles că nu prea era ok de la Rolls. Tot este o vrăjeală. Tot ce a făcut era platforme petroliere, alea. Zăcământul ăsta din Marea Neagră, care zic că l-au găsit acum, era și exploata ăla. Că am văzut un documentar făcut acum de ruși, care arătau urme de la ei noștri care exploatau acum 40 de ani. Zicea numai că n-a știut nimeni. Că și în Marea Neagră e cea mai mare platformă petrolieră, că de-aia au luat ei Petromidia cu vrăjeală, că luăm trăiarea, de-aia au luat aia, acum e proprietatea americanilor. Înțeles. Și gândește-te cum au distrus absolut totul. Dom'le, m-am trecut acum pe lângă usinele care, bă, produceau, făceam tot, făceam locomotive, astea agricole, echipament militar, făceam ATI-uri alea care erau cele mai vândute în țările arabe pentru că erau foarte arole blindate. Da, da. Care erau foarte bune în astea de lupte de stradă. Înțelegi că erau micuțe, erau alea. Făceam cum astea, în afară de astea, armament, care noi am multe datorii și l-au făcut prin armament. Ăștia ne zic că au închis absolut tot. Și treci pe lângă fabricile acum care le-au închis complet, făceam... eu atunci am văzut că e drăcos. Mai avea Ceaușescu o singură chestie. Adică n-am putut să facem caterincă, facem altă caterincă, mai băgat în chestii serioase. Păi așa vreau. Avea o chestie care n-a avut-o nici unul conducătorii după. Când vrea să facă ceva, cine e cel mai bun în domeniu? Așa. Aici. Nu era el, că fac eu. Și plus că pe vremea aia, oamenii care erau foarte bine pregătiți, îi lua și îi ridica. Că de-aia pe mine m-a ridicat nimeni, că era în lepră. Nu m-a făcut nimeni nici la servici, nici mi-a plătit nici nimic. Dar înainte, un om care conducea o întreprindere sau asta, erau oameni care știau exact meserie, domne. Și unde mi-am dat seama de treaba asta? Că am văzut cu metrou. Așa.
că au venit japonezi și au zis că nu putem face metro, că e pâza freatică, au venit francezi și au zis că nu poate face metro în București, și el s-a enervat, cum era mic așa, și a spus, eu fac cu românii. Și uite că au făcut și au venit Italia acum și era să dea un cartier jos când au vrut să facă o statie. Adică omul mergea pe chestia asta de să facem... Și încă o chestie care îmi pare foarte rău că s-a terminat și n-am înțeles, că l-am înțeles că după aia a vrut să fac asta, zi, firea care a oprit-o. Dom'le, canalul ăla care l-a oprit la Budeș, la 20 de kilometri. Dar tu zici că voia să facă transport în comun pe Dâmbovița. Nu, dom'le, el era foarte inteligent. Deci el venea... transportul pe apă e cel mai ieftin. Da. Și el venea de la nemți pe Dunăre... Treceai pe la noi, vrea să facă Bucureștiul port deschis, Porto Franco, care era șmecherie, ne ridica mult de tot. Toate marile orașe în lume care sunt foarte dezvoltate sunt porturi. Așa e, da. Înțelegi? Și plus că aveai toată trecerea, deci plăteau taxă pe la noi ca să iasă în Marea Neagră. Nu am făcut varză totul, nu am mai mers mai departe deloc sub nicio formă. Deci am înțeles că ce. E făcut până la Budești și mai aveau de făcut 10 km și făceau Bucureștiul. Adică niște chestii care, cum să spun, făceau care beneficia toată lumea de chestia asta. Uite că nu mai facem absolut nimic. Și în contrabalans, era nivelul ăsta de trai foarte scăzut la omul de rând. Îți spun foarte, și acum spun, deci acum, la ora actuală, iar o să mă înjure lumea, ăștia trăiesc mult mai nasol decât trăiau atunci. Îți explic de ce. Cam furat și eu, că eu aveam aceeași teorie ca și tine. Eu fiind de, nu am halit comunismul sub nicio formă. Stăteam cu un Andy Herescu, care a fost actor, a jucat în Daci, în alea, Orațiu știe, stăteam și beam la moșilor la un chioșc lângă, era Căciumaia, care era veche, după aia dermată, unde bea toată lumea, unde s-a făcut și BD-urile și alea, cum îi spunea, Moldova, nu Moldova. În final, așa, și au făcut-o aici. Și beam acolo și râdeam, era vreo 12 noaptea. Și tot râdeam așa și vine un om așa mai simplu să uite la mine, domnul Mizil, râzi, dar ce vrei mă să plâng, ce, dă-te, gata, să le iau puțin la flecmele astea, adică cum râd, râd că vreau eu să râd, că stau dracu. Și îmi zice, vrei să spun ceva, domne? Bă, dar am rămas tot muți. Și zic, ia zi-mă tu ceva. Domne, eu eram muncitor. Da, bă, foarte bine, că ești muncitor, ești bun. Vrei să muncești? Ești priceput, e asta. Și a spus, stai, domne, așteptați-mă și pe mine să vă zic, ia zi, domne. Am avut doi copii. I-am ținut la facultate, le-am luat mașină, le-am luat casă. Plăteam toate dările la stat, toate astea și aveam bani. Acum nu pot să-mi plătesc întreținerea, curentul și toate astea. Și n-am mai scos un cuvânt ce să zic. Deci, dacă stai să te gândești, toată lumea atunci avea o siguranță. Nu exista problema acum, cum o să ajungem noi în iarna asta, în care lumea își va închide căldura sau nu vor putea plătească și vor executa silit, fără discuție. Da, așa o să întâmple. Nu, e nu se întâmplă atunci. Deci sunt niște chestii, cum să spun, adică înainte și ca asta, în primul rând că nu exista vagabondajul ăsta, că nu puteai să nu lucrezi. Bă, eu țin minte așa, când eram mic și văd cu ochii minții. Cum o ardeai iurea pe stradă, te lua și te băga la spații verzi. Aia era, spații verzi. Nu când o ardeai iurea pe stradă, dacă nu aveai servici. Nu. Trebuia să muncești, care e foarte bună. Așa era, da. Nu? Afară, poți să nu ai servici, dar idioții ăștia nu înțeleg, afară poți să nu ai servici, dar acolo ai protecția socială care e foarte tare. Ai muncit? Cu totul altceva. Păi cum cu totul? Păi eu le-am dat exemple la toată lumea, că eu atunci mi-am dat seama de chestia asta ce înseamnă protecție socială afară și mentalitatea care la noi nici nu poate să existe. Și le-o spun toată lumea și toată lumea, dai, am mers în Germania pentru reîntregirea avutului obștesc și banilor mei. Nu ce. Și ne-am băgat într-o combinație cu năsoase. Cu ce? Cu năsoase. Adică să vindem. Am înțeles, da. Eu recunosc că s-a prescris și asta a fost. Eram cu un tovarăș de-a meu care el era român, ea o țară care era în UE și cu doi copii. În fine, ne-au rechiziționat băieții, nu? Că era foarte logic. La ghe puțin. Am scăpat, în fine, pe ăsta l-a luat. Eu am rămas acolo. A doua zi, a venit statul german
Băi, eu am rămas stâmpit și zic, băi, puțin ăla, stai pe ăla, a arestat cu drogul, nu a arestat cu o găină și cu o cioară moartă. Și a zis, aveți 1500 de copil? Așa. Noi plătim chiria și astea, ca sâmbătă să-i dea afară, haine vara, haine iarna, copiilor. Și eu am rămas stâmpit așa, zic, cum bă, ăla, așa și ăsta vine așa la noi, dacă te prinde cu găină, vine, îți bate și nevasta și copiii, capul te dă și cu capul de asfalt și pe tine și asta. Și l-am întrebat pe ăla, dom'le, îți dea mai foarte curios, dom'le, dar de ce? Și a zis, m-a întrebat de ce, dom'le, eu sunt Auslander, am venit aici și nu înțeleg, aș vrea și eu să înțeleg chestia asta. Și a zis, dom'le, copiii, acești copii care sunt cetățeni germani, nu trebuie să sufere și trebuie să crească ca orice copil german, nu se apară fără școală, fără haine, fără caiet, fără alea, fără alea, fără alea. Dacă taică-su a greșit, taică-su e pedepsit de el, dar nu familia. I-a interzis să aibă mașină de lux, adică nu mergi cu Mercedes 500 și ești pe social și pe astea. Adică, bă, o protecție și o gândire foarte bună. Că, deci copilul ăla, nu trebuie ca la noi copiii ăștia, îți dai seama, ăștia care sunt amărâși, care sunt în satele astea, lupi, care n-au nici curent, nici asfalt, nici nimic, că ăștia toți ies lupi. Fără școală, fără, nu au televizor, n-au nimic, ce se iasă? Adică să nu cumva să... Adică, îți dai seama, deci generația nu... Aia trebuie să iasă un copil normal, neamț, cu școală, cu educație, cu tot. Păi există așa ceva la noi? Mă vezi că nu prea știu ce să răspund așa. Păi vezi, pe astea. Când le spun că mă cert cu ăștia, când fac eu asta. Dom'le, la noi e așa, peste mă că tu ai în salariu 1500 și normal că poți să plătești. Dar tu când ai 200 salariu mediu și îți face curentul 300, ce să mai plătești? Și nu înțeleg pe ăștia de afară. Diaspora noastră unde mai e? Că acum ei și-au plecat săraci afară să muncească, să facă, să trimită bani la părinți, să-i țină și pe astea și acum ce să-i mai trebuie? Bani că ăștia sunt sărăciți, sunt costă. Bă, ăștia au tăiat acum banii la canceroși, bă, este incredibil. Eu n-am crezut până l-am văzut cu ochii mei. Tu știi lucrul ăsta? Am aflat ceva. Păi nu am aflat ceva. Știi că s-au murit de cancer anul trecut? 80%. Deci am un prieten care a avut chestia asta și îl costă medicamentele 2000 pe lună. De 6 luni nu i-a mai dat că i-a tăiat fondurile. Acum a venit un gros și a dat pentru 2 luni. Au tăiat banii la oamenii cu handicap. E dacă are handicap, cum, ce să facă? Unde să sucă? Și plus că au tăiat banii la olimpici și la toți aia. Adică măcar nu îi ții pe aia. Adică știi că foarte mult afară și în Germania și în asta cât am stat, lei pe primul loc e cercetarea, creierul. Și la Ruși la fel. Adică ei bagă foarte mulți bani. Iau 200 din 200, dacă 2000 și țin pe bani grei. Dacă unul scoate o chestie, s-au scos. Înțelegi, la noi mai există cercetare? La noi am închis absolut tot institutul de cercetare care au stat în România. Nu mai există. Nici mai există cuvântul. Dar dacă le spun la unul și la altul, o să înceapă, dă-te, bă, că ești nostalgic, că tu, comunistul, duci. Băi, proști, eu vă spun niște chestii, vă spun și ce a fost bine în comunism și ce a fost rău în comunism. Cea mai mare imbecilitate în comunism, care n-am apucat să o spun că tot mă întreb și vrei să mă încurci, era chestia, dom'le, cum să nu poți să mergi afară, mă, mâncați așa, una la mână, a doua, să nu te poți informa, mâncați așa din bata. Să-ți dea ăla ce vrea el acolo. Să nu poți să vezi tu o emisiune, un... Ce vrei tu, mă, cum dai acum? Vrei Animal Planet, vrei History, vrei Burane, vrei să vezi cu mui, cu alea, dai, tu ce fiecare ce are în cap, nu? Îți zic, mă, că e foarte nasol să nu poți să ții informația tu cum vrei. Acum cum și-au copii ăștia, intră pe Facebook, intră pe alea, vede pe ăla, să uite, Wikipedia, adică vrei o informație, ți-o găsești, nu? Astea au fost lucruri nasoale. Și ăsta, dreptul la circulație, care acum, dacă stau să-l văd puțin, îl fac la loc. Ușor, ușor, dacă vezi că încep să te strângă, ba că n-ai vaccin, ba că n-ai aia, ba că nu mai facem aia, ba că nu mai intră aia, ba că ieșim din Schengen, ba că... Deci ușor, ușor au văzut că e căcatul mare și încep să o strângă. Eu am văzut acum printre ăștia mici un curent ăsta de neomarxism, așa, încep de ăștia de copii de 18, 19, 20 de ani să propovăduiască în cercuri restrânse ce-i drept ideologia marxist-leninistă. Mai mult marxistă. Marxistă mai mult decât leninistă.
mai mult marxistă. Mănânc căcat. Marxism. Tu care ai prins și comunism, și capitalism, și ai văzut comunismul și pe toate părțile așa, ai să le zici o chestie? Păi în primul rând că ei merg pe partea radicală, care mulți au spus-o și alu Ciolo și alu aia, că vrem să facem să nu mai existe, să mai proprietate, să trăiești în comunitate, bătrânii să crească copiii, ăștia să meargă la servici, să-și ia. Deci, din punctul meu de vedere, nu se poate întâmpla niciodată chestia asta și te explic de ce. Pentru că ei vor să îți iei exact cât îți trebuie. Că asta este teoria lui de bază. Eu zic că omul e făcut, care omul e lacom, nu se ia niciodată omul cât îi trebuie. Adică să zici, bă, eu muncesc, dar nu mă duc să-mi iau aia, îmi iau o bicicletă și mănânc o friptură, nu am eu 10 feluri de mâncare aia și mănânc azi brânză, să-mi iau două bucăți de brânză și astea. Nu se poate. Că așa e făcut omul. Deci asta este o tâmpenie. Și ce vor să facă ei cu toate astea și cu desfințarea proprietății și ca toată lumea să stăm în grămezi și în astea și în astea, a mai fost o teorie. Era în chibuțul ăia, cred, dar nu au prins. Dar acum e o chestie asta mondială care o face acest ăsta din Franța. Bine, pornește totul din America pentru că a câștigat ăsta acum, care săracul nu știe unde e, cine e. N-ai văzut că de rateuri, el nu știe cu cine vorbește. Nu prea. Înțelegi? Adică e o chestie care e o resetare în astea și chestia asta cu... Tu n-ai văzut că dacă urmărești... Păi întoarce la comunism. Se încearcă. Dar nu e comunism, că comunismul a fost mai altfel, că de exemplu cum a fost comunismul nu era... La socialism. Asta e, adică să fie asta cu... Tu ai zis că vor să șteargă identitatea, cu dărâmă statuile, ăla a fost criminal, că l-a făcut colonii, adică vor să radă absolut tot trecutul și tot, adică vor să spele creierul, adică nu mai există trecut, nu ai identitate, tu nu ești, n-ai folclor, n-ai religie, n-ai aia, adică vor să, da, eu nu știu dacă vor reuși, dar oricum e o chestie de căcat. Din punctul meu de vedere. Bă, nu știu dacă reușesc, dar încearcă. Încearcă, dar asta poate să prindă în mare orașe, dar gândește-te la noi în mediul rural, care sunt niște primitivi, că bă, n-au nimic, n-au spital, n-au cum o vedeam pe aia, că o să facă, pe ea n-au curent, ai văzut că o întreabă pe Anisipe, n-au curent, pe da, am vorbit cu televiziunea și să facă, pe dacă n-ai curent, cum să faci televizorul în priză? Le-am făcut emisiuni. Da. Adică, nu știu dacă te-ai mișcat prin țară, prin astea. Foarte mult. Eu am mult. Știu țara foarte bine. Păi da, ai văzut, sunt sate, am fost cu o chestie de care am pornit și șucărul meu cu acest Mădălin Voicu. Am mers într-un sat în Bihor, care erau numai de țigani, că îi mergeau la țigani ca să se păcărească, să le dea voturile, să le bagă, nu ăștia, că veneau toate partidele pe rând, ăia nici știu cine e președintele României, nu știau absolut nimic și ceruseră, n-aveau curent, să-i facă un jgheap, să le vină apa în mijlocul satului, să poată să se spele și să bea animale și ăla de, bă, epoca de piatră și toate treburile astea și da, vă facem, și că l-au plecat acolo de mă în pula mea și zic, bă, dar puțin, bă, de ce mai mințiți, mă? E îngrozitor. Adică mi s-a părut îngrozitor să minți niște amărâți, niște oameni care nu știu ce doctor, mă, ce aia, să-i minți ca să-ți dea un vot, ca să ce? Să vii să paradești țara? Nu mă refer la asta, la toți. Și mi s-a părut îngrozitor cum îi manipulează, cum îi fac și după aia nici nu mai interesează, bă, 4 ani de zile, nici mai interesează de aia care au votat. Ce căcat, uite-te la toate, ce căcat... Și nebunesc acum când îi văd pe ăștia, toți care vin la televizor, acum, domnule, nu pentru noi ne batem, pentru țară. Cum te bați pentru țară când te bați acolo că să fii prim-ministru, să fii ministru, să fii aici, pentru care țară? Ce ați făcut la țara asta? Nimic. Și ca un politic așa acum, văzând tu din afară, care crezi că e miza reală de fapt? De ce intri în politică în 2021 în România? Lovele și putere. Îți faci combinațiile, îți faci afacerile, chiar dacă ai afaceri, dacă ești în politică, le faci complet altfel, dacă te duci singur, ești te subi și pe tine. Îmbrăcat. Eu am un prieten care zice foarte bine că intrat în politică e semnul omului slab, care n-a reușit în afaceri și da, intră în politică. Și șmecherilor, că sunt și oameni șmecheri, că dacă ajungi în politică, nu vreau să dau mai multe nume, dar sunt oameni care i-a dus capul bine tot și au făcut combinații tari de tot. Că dacă ești prost, nu poți să faci combinații. Că am oameni politici care au fost proști și n-au făcut nimic.
Adică trebuie să ai și tu puțin creier să faci o combinație. Tu când zici combinație, te referi la chestii ilegale, ca să o luăm. Din punctul meu de vedere, ca să faci bani în România, legal nu este. Că n-ai pârghire. Vorbeam cu un prieten, alt prieten, care are o podgorie, care e destul de succes, așa, și spunea, bă, dacă eu ar trebui să fac totul legal, 100%, chiar dacă aș vinde, dar dudui, nu aș ieși pe profit. În nicio combinație. Eu am avut restaurante. În restaurante, dacă dai totul la zi și cum vor ei, nu ai cum să câștigi. Trebuie să vii cu bani de acasă. De aia au făcut legile în așa fel, ca să te constrângă, să te prindă și tu nu vezi că apasă pe buton. Cum ajungi în politică, ai avut o afacere, ai făcut ceva, el oricând te poate lega cu... Că trebuie să ai ceva nefăcut curat. Și imediat ți-a băgat pumnul în gură. Uite-te la Barna, cum a țipat, au scos un dosar prima oară. Cum a țipat acum, au apărut două dosare. Simplu. În 2021, din ce câștigă Serghei Mizil bani? Acum? Știi că toată lumea întreabă. Bă, din ce pula mea trăiește ăsta? Da, domnule, dar am spus din mediul, construiesc. Ce construiești? Blocuri, case. Deci, îmi fac o casă de pământ, stau în ea să cânt. Deci ești dezvoltator imobiliar acum. Mic. Să nu nebunești toată lumea. Nu fac milioane, nu fac sute de milioane, nu am vrut să fac niciodată pentru că nu aș... Adică n-am vrut viața mea să mă fac să stau, că oamenii care fac bani, de exemplu, cum sunt ăștia care e serios, care construiesc sau astea, trebuie să stai foarte mult acolo. Înțelegi? Eu nu am răbdare, eu mi-am făcut banii ca să mă simt cât să mă simt eu bine. Nu mi-a trebuit niciodată am nebunit să am Rolls, Bolls, Halls, ale. Nu. Dar să trăiesc bine. Dar tu trăiești bine, ești ok. Adică nu... Da, n-ai avut niciodată problema asta. Nu. Deci eu am fost un... Am avut noroc de la Dumnezeu. Deci de când m-am născut până acum, am dus-o mai bine. Indiferent de regim sau de aia. Orică le-am avut de la ei, orică mi le-am făcut eu. O mare parte, și aici recunosc, o mare parte în afacerile mele și în astea, s-au datorat numelui. Adică am avut un nume care am deschis și acum, unde merg toată lumea, a, ești băiatul, da, ha, stai, gata, rezolvăm, facem. Adică a fost foarte apreciat. Eu nu, el da. Tu pe vremea aia erai oaia neagră a familiei? Eu am fost foarte apreciat în penitenciar. Sunt idolul penitenciarelor. Dintre toate mizerile care s-au zis despre tine și toate chestiile care s-au scris, care te-a deranjat cel mai tare? Niciuna. De ce? Păi ți explic că de mic toată lumea mi-a zis de rău, una la mână. Și eu sunt o fire impulsivă. Dacă îmi vine unul și îmi spune, dom'le, ce bine vorbești, ce deștept ești, da, mulțumesc, ce să spun. Dacă vine unul, ce dinți ai, că ce ai făcut, luați și familia, mi-ai tu de dinții mei și încep tango-ul. Ce să-mi zică? Nu mi-a zis nimeni, nici părinții nu spuneau de mine. Dar cea mai mare minciună care s-a zis despre tine, care a fost? Care ai și zis, bă, dă-o în piesă, am azi. Nu prea omiți. Că mi l-a spus singur. Că aici am dezarmat pe toți. Că toți s-ascund și după aia că vrei să ajungi undeva, pe ce ai făcut, pe vine Giovanni la mine. Bă, hai să ne facem deputați. Băi, Giovanni, vine o coace. Păi ce să facem noi ca deputați? Păi avem două probleme. Tu ai fost la Camera Deputaților o dată? Nu. Pe aia acum în fiecare zi așa ceva, ce trebuie să citești. Noi până citim primul draft, am terminat 4 ani, m-am demandat de la primul. Deci de la prima cutie, când o luăm până citim noi, s-a terminat și nu știm ce am căutat acolo. Una la mână. A doua, când apărem la tribună și începe aia, pe stai bă, că tu ai căzut acolo, tu ai făcut acolo, ai făcut cocaină, tu ai spart aia de putea aia. Păi ce să faci, ce să le spui? Dar eu am spus tot timpul și n-a putut să se agațe nimeni de mine, că am spus, da, m-am făcut-o și... Apropo de Giovanni, fac o paranteză. Stăteam și mă uitam când a fost scandalul cu dosarele. Ala, dosarul transferurilor. Aia a fost o vrăjeală făcută de domnul Băsescu, prietenul tău. Așa. Ca să-l aducă pe Burleanu. Dacă, dintre toți aia care au fost condamnați, dacă, singurul care a avut atitudinea corectă și asta de mafiot asumat, nu zic că apreciez chestia, dar mi s-a părut foarte corect. A fost Giovanni Becali care a zis, da, nu, am făcut șmecherii, facem închisoare, ieșim din închisoare. Păi stai puțin, de ce a avut Giovanni chestia aia? Gândește-te că Giovanni a mai cochetat foarte multe țări cu pârnele. Deci una rămâne, era obișnuit. Pe cum poți să, așa, Giovanni care a avut o viață zbuciumată și de așa, cum poți să-l compari cu Gică Bobescu care a fost un sportiv de
talie mondială, care a fost un om chitit pe sport, un om fără vicii, că nu poți să faci sport la nivelul ăla dacă ești un bag. Așa. Și toată treaba a făcut-o și ce a fost foarte dureros pentru ei, șocul, mai ales pentru Memeu, săracul, știi că înainte le-a dat NUP. Da. Memeu s-a dus în Franța, a băut, a făcut. Da, da, da. După aia candidat ăsta a zis Nentu Traian că hâț. Așa. Înțelegi? Și le-a făcut dosarele la doua zi și le-a dat la toți cu executare. Da, a fost foarte brusc tot. Bine, nu foarte brusc tot, că unul din avocați era și avocatul Băsescu și avocatul Băsescu. Și eram la o petrecere cu el și l-a chemat. Și a zis, băi, ia pe ai mei, nu dăm nume. Și a zis, nu, îl ia pe Gigi, din aeroport. Și după aia mi-a spus, nu candida, dar spune toată lumea, nu spune asta, nu candida, erau și acum bine mersi. Am înțeles. Și nu putea să-l bage numai pe ăla. Plus că el avea, adică el a băgat exact cum a făcut, că spuneai că asta de cine mi-a plăcut dintre toți ăștia după Revoluție care a avut o satură, e Voiculescu. Voiculescu a fost tovarăș cu Băsescu, care au făcut multe împreună. Când s-au certat, ăsta a zis, mă, merg până în pânzele albe. Te urmă, faci ce te fac. Și a mai fost tare, o singură dată când a zis, bă, nu mi-ai luat pe Mecinikovski și pe tot. Zi mai microfonul un pic, zic așa. A, așa. Credeam că îmi dai muie. Nu. Ți-a arătat microfonul. Da, doamne, la mișto, glumesc. Înțelegi? Aole, și a și spus, nu te l-ați luat pe Mecinikovski, l-au pe la care n-am niciun fel de vină cu nimic și cu ștouă ăla și cu toate aia. Ai văzut ce a spus-o și, ce a spus-o și Dragnea acum. Când s-a dus la Antena 3 și le-a dat apărarea, ai zis cum mi-a spus, că ce a spus, eu spun, mamă, ce spune omul. A doua zi a spus Chioveș și ia-l pentru chestia asta. Și el a avut sânge în el să se bată cu ăsta, s-a dus la părnaie, nu s-a plâns, nu nimic, bă, ne batem, care e mai tare, e mai tare. Și uite că au câștigat, într-un fel, a câștigat și ăsta, că prin dărâmarea lui Băsescu a fost prin acest post. Că ăștia au venit cu toate. Cu toate alea, cu toate alea, cu toate alea, cu toate alea. Plus că eu nu am halipă Băsescu, că eu am știut 100% că el a fost, la început a fost informator și mai a fost ofițer. De contra informația armată. Și el a mințit toată viața că nu. Aia cu care a dat-o Ciuvică, aia eu am văzut-o primul. În care cu nume de cod, cu toate alea. Și a ținut-o o viață întreagă, n-a fost, v-a mințit pe toți și acum râde că a tu fost. Tu când ai văzut aia? Atunci, la început. Am înțeles. Da, mă rog, tu ai alte contacte, ai alte intrări, nu mă bag, nu vreau să intru în povestea. Cu Ciuvică eram asociat. Da, ok, am înțeles. În 2000, la alegerile alea din 2000, tu ai spus că a fost o mazilire de asta ordinară al lui Corneliu Vadim Tudor. Fără discuție. Mie mi s-a părut că l-a fost pragul psihologic peste care Corneliu Vadim Tudor n-a putut să treacă și de atunci s-a candat pe bulgarul. Nu, după aia... Dom'le, omul era un geniu. Tu ai văzut că... Eu l-am cunoscut. Eu am stat mult cu el, ce memoria avea și cum îți spunea tot și ce colecția avea. El a încercat să bage banii în toată chestia asta și, cum să spun, și trăda de foarte multă lume și... dar eu zic așa, că dacă venea Vadim atunci, curăța mult clasa politică. Că ăsta n-avea mamă, n-avea tată. Îi băga la părnaie de-i căpia cu furturile și cu toate alea. Pentru că nouă ne trebuie exact unul care să vină, care să reseteze, pentru că ăștia spun foarte clar că România ar trebui să, mă uitam acum la Coșa, ar trebui să dea amnistie și fiscală și toate astea, să o luăm de la zero. Dacă nu luăm de la zero, ne curățăm. Pentru că tot ne adâncim. Și cu industria și cu absolut cu toatele. Era mai bine dacă ieșea Vadim în 2000? Curăța mulți dintre ăștia. Pentru că omul... Adică Vadim era un om care credea în ceea ce face. Ăștia niciunul nu crede în ceea ce fac. Și Iliescu crede în ce face. Credea. Era ideolog. Iliescu s-a sucit în funcție de cum a fost vremea. Am înțeles. Pe Vadim nu puteai să-l distra stânga-dreapta. Nu, pe nu-l mutai. N-aveai cum să-l muți. Nu ai văzut cum era? Da, așa e, da. Atunci eu aveam 17 ani, eram pe punctul de a vota. Ăla a fost primul vot al meu. Eram foarte mândru că mă duc la votat. Și eu, 17 împlinind 18 ani, bă, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă.
Adică până și eu cu mintea mea de 17-18 ani de atunci, mi-am dat seama că totuși eu mazilere de asta sistematică. Bă, totuși prea mult să dă într-o singură parte. De ce să dă atât de mult într-o singură parte? Am văzut mai multe organisme de astea de presă care aparent erau independente și din mediul privat. Nici unul nu e independent. Nici un organism de presă nu e independent. Eu zic la nivel declarativ. Toți au, dar și-au spus și acum, deci toți au acoperiți în absolut toate chestiile, inclusiv și recunoașterea lui Turcescu, care eu pentru asta am fericit ca așa. Ca a recunoscut până la urmă. Pentru că asta a fost o mare lovitură pentru ei. Nu știu ce l-a determinat, dar a fost o mare lovitură pentru presă. O fi avut un moment de claritate de asta personală. Nu cred că e un om care e la nivelul ăla, care e pregătit să aibă un moment de... A făcut-o cu un scop, nu știu care a fost scopul, în fine nu mă interesează, dar oricum sunt mulți care sunt... adică ei s-au băgat la toate nivelele. Am înțeles. Băi, Serghei, spargem geazul, că asta e vorba mea aici. Mersi mult că ai venit unul la mână. Terminăm pe cât de brusc am început, pe atât de brusc terminăm. Voiam să fac pe Cir și pe Panara mai tot făcut. Ai zis niște porcării atât de mari la Pepe ăla, săracul, de-i s-a făcut și lui rușine la un moment dat. Care ți-au spart toate alea? Hai de capul meu. Eu mi-am făcut podcastul ăsta din alt motiv. Nu să fac Cir și Panaram. Fac și Cir și Panaram. Și promit, solemn, și și Serghei aici de față, că o să vină și facem și circ. Nu e absolut nicio problemă. Păi mai băga pe latura asta, ce vezi? Am băgat pe latura asta pentru că am vrut și am vrut să înlămurești niște chestii. Și tu, fie vorba între noi, ai stat între ei acolo, ai trăit cu ei, ai prins și perioada aia, ai prins și perioada asta. Mi se pare că sunt puțini oameni la noi în țară cu care puteam să vorbesc așa, la și, prima mână. Și care au curaj să recunoască. Aia zic. Că mulți, toți care auzi, nu, dom'le, că n-am fost, că am făcut, că nu, că eu sunt pentru bine. Ce bine, mă, niciun bine. Serghei Mizila a fost invitat. Spune-mi, în gata, ca să încheie așa. Spune-mi un lucru bun care s-a întâmplat în România de acum. Spune-mi un singur lucru. Vorbesc de libertate, ce sau asta. Ce s-a făcut pentru poporul să rămân, că zic ăștia că tot fac bine. Spune-mi un singur lucru bun. Spitale, nu. Școală, nu. Din partea foame, statului, nu. Către cetățeni? Pe bineînțeles. Ce au făcut? Nimic. Pe nimic, pe vezi. E simplă poveste. Înainte să spargem geazul, exact cum spuneam, zi mă mâncați așa povestea cum te-ai dus la Berlin să-ți vin singur tablourile. E adevărat aia sau nu? Dar nu m-am dus să mi le vând singur. Zi care-i faza. Deci asta spun. Am tot auzit povestea asta de la mai mulți oameni din diverse părți. Dar cum zici că l-am vândut singur? Pe vremea lui Ceaușescu? Nu, domnule, fii atent. Am mers pe vremea lui Ceaușescu și am mers cu mai mulți artiști să ne vindem tablourile pe acolo și toate astea și l-am scos odată, le-am scos de două ori, le-am scos de trei ori, zic, ia mai dă-i mă în sloboză aici, nu mai vând eu niciun tablou, stau eu să mă rog de ăștia, să nu știu ce, nu știu. Și eram într-o casă la un prieten de-al meu, care eu beam vreo buse, mă lua de bere, mai beam și îi dăsem un tablou mic. Așa. Și a venit un cumpărător, un neamț, și s-a uitat la alea, să dea zis, ce e? Și le-a zis, pe tablou. Păi zice, mai e de pictorul ăsta, există aici? Eu eram într-un colț acolo, stăteam, beam alea și ăsta. Și băi, Serghei, iar ăsta, bă, mă, mi se rupe mie, mai are niciun tablou, bă, ce mă fută, stau acum să mă frece toți ăștia, nu știu ce, nu se iarbă nimic. Ăsta, bă, ne facem de căcat, arată-i tablou. Nu iarbă ce zică și ăsta, că nu cumpără niciunul și... Și le-am scos și le-am zis toate. Toate ce? Toate tablourile. Și a zis, mai îți propun ceva. Stai, îți iau culori, îți dau asta, mai faci încă vreo 10, 15, 20 și stai aici pe banii mei și le faci. Și am explicat, nu, pentru mine suma este foarte bună. Dar el a spus, ce o sumă așa de bună pentru tine? Păi stai să-ți explici, ce a rămas la mut. Eu cu banii de la tine cumpăr 20 de playere, alea și din alea îmi fac câteva sute de mii de mări. Cum, domnule, ce faci cu ele? Zic, vreau să-ți explic eu. E mai complicat. Nu înțelege el că noi n-aveam filme, n-aveam nimic. Mai zi-mi o chestie. Recent, și am întrebat-o și pe Irina Margareta Nistor, dar n-a știut să-mi spună foarte multe, că nu mă era chiar așa în deep state. Recent s-a descoperit, s-a ajuns la colecția de filme a soților Ceaușescu, care era impresionant. Aveau și bete și tot felul de filme de-astea pe VHS și filme de-astea de colecție și filmele alea care erau foarte importante, unul din ele fiind Once Upon a Time in America. Ca exemplu. Sau
Scarface, mai erau niște filme de-astea. Casetele erau originale, dar se vedea că erau foarte uzate. Băi, cine se uita la filmele alea în familia Ceaușescu cel mai mult? Dom'le, el ce se uita foarte mult, că avea sala de cinematograf acolo, se uita la filmele românești. Avea boală cu... Zici de Nicolae Ceaușescu. Ăla bătrân, da. Avea boală cu, cu astea istorice. Avea boală asta, dar am înțeles că îi plăceau... Făcuse. Da. Se uita și la alealte, dar el astea era predominant, astea, se uita la... Că am înțeles că îi plăceau foarte mult și filmele de acțiune de Hollywood ale America. Clint Eastwood era Dumnezeu. Păi, se uitau, nu ți-am zis că în fiecare zi aveam și noi aveam filme tot ce apăreau afară? Am înțeles. Deci la 5 după amiază voi aveați program de film. Și la Znagov, și București, la Sahia, și la Fucic. Cu fotolii, cu astea. Dar nu numai noi, mai veneau și fotbaliștii, echipa națională, mai venea lume. Cu... Eu beam acolo și cu un șpriț și cu aia și filme. Încă una până să-ți dau drumul. De ce a fugit Nadia Comăneci din țară? Că tu ar trebui să cam știi. Dom'le, Nadia Comăneci a fugit din țară pentru că, na, e aici mai complicată povestea. Dar te întreb pe tine. Nu vreau să spun pentru că Nadia Comăneci, că dau toți în ea, a fost o, ce, o valoare inestimabilă și n-are sens nu să stăm la discuții despre de cât de tare și cât de important a fost Nadia Comăneci în sportul mondial, nu numai pentru România. Da, mă, da, da, viața ei privată e viața ei privată, o privea, nu? Dar din cauza vieții private a plecat? Atât am spus, da sau nu? Da, eu zic că a plecat și... Bă, ca să dau un singur exemplu. Cine e în preajma președintelui sau familiei președintelui, e monitorizat. Și acum, dacă era în preajma lui EBA sau lui alte, era monitorizat. Pentru că este logic să fii monitorizat. Că poți prin ea să faci o anumită chestie, să atentați sau să afli din casă sau să... Nu, să, în diferite chestii. Da, da, da. Adică asta nu e în România, e peste tot. Păi și cum a plecat ea dacă era monitorizată?